trăirea după îndemnurile Duhului, dragostea care slujește. Când am început să studiem Romani 8, am arătat cât este de important să umblăm după lucrurile Duhului. Așa cum am văzut, noi putem face aceasta prin rugăciune, prin studiu biblic și prin părtășie creștină. În Ioan 15, Iisus ne mai dă încă o cale de concentrare mentală evlavioasă. El a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Versetul 5. Rămânerea în Hristos include concentrarea mentală asupra lui Hristos. Dacă facem aceasta, El va aduce roadă prin noi. Problema este însă că unii dintre noi ne concentrăm asupra roadelor. Noi ne-am întors privirile de la viță și le-am îndreptat spre roadă. Ce greșeală! Roada e frumoasă, iar lipsa de roadă este o nefericire. Însă dacă vrem mai multă roadă, trebuie să ne concentrăm asupra viței, nu asupra roadei însăși. Apoi Iisus a continuat explicând ce a vrut să spună prin rămânerea în El. Am văzut deja o afirmație. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Atât cuvântul cât și rugăciunea sunt primele în lista lui Iisus. Dar lista lui nu se oprește aici. În versetul 9 el mai spune, cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Așa că rămânerea în dragostea lui Hristos este și ea o parte a ceea ce înseamnă a rămâne în viță. Cum rămânem în dragostea lui Hristos? El ne explică acest lucru. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15:10-13. Conform acestor versete, noi rămânem în dragostea lui Hristos când ne iubim unii pe alții, așa cum ne-a iubit El pe noi. În acest pasaj, păzirea poruncilor lui Hristos, imperativul, este definită în mod special ca însemnând a iubi pe alții, așa cum ne-a iubit El pe noi. Spunând cum v-am iubit eu, Iisus scoate în evidență faptul că pe El nu-L interesează noțiunea modernă, pur sentimentală, de dragoste. Pe El îl interesează mai degrabă dragostea jertfitoare, de care El însuși a dat dovadă. Să comparăm dragostea așa cum este ea înțeleasă în lumea modernă, cu dragostea așa cum a practicat-o Hristos. Acest pasaj, ca multe altele, ne învață că dragostea care se dăruiește este o modalitate importantă de a umbla după lucrurile Duhului. Tabelul 16:1. Compararea dragostei biblice cu dragostea modernă. Dragostea modernă, bazată pe experiență, se naște într-o persoană când are loc o bună reacție chimică, în ghilimele. Dragostea biblică, bazată pe decizie, noi decidem să ne investim în altul, dăruindu-ne pe noi înșine pentru a veni în întâmpinarea nevoilor sale. Hristos a decis să moară pentru noi încă înainte ca noi să fie existat. Efeseni 1:3. Dragostea modernă, definită prin sentiment. Te iubesc, în ghilimele, înseamnă că eu simt o anumită căldură, dorință sau afinitate față de tine. Dragostea biblică, compatibilă cu un sentiment, te iubesc, poate însemna uneori un sentiment, dar înseamnă întotdeauna devotament în slujire. Poate că Iisus n-a simțit niciun fel de dorință sau căldură față de soldații care îl biciuiau, însă El a murit totuși pentru ei. Dragostea modernă nu poate fi controlată. Dragostea vine fără să vreau, așa că nu se poate aștepta de la mine ca eu să aleg să iubesc pe cineva. De aceea, dragostea sau lipsa de dragoste nu este o problemă ce ține de morală. Dragostea biblică poate fi controlată. Dragostea creștină se bazează pe alegere și dedicare personală. De aceea ea este o problemă morală. Marcu 12:28-31. Dragostea modernă depinde de cealaltă persoană, persoana cealaltă trebuie să fie atractivă sau suficient de plăcută
ca să reușească să stârnească dragostea în mine. Dragostea biblică depinde de Dumnezeu și de mine. Eu îi pot iubi pe cei neatrăgători cum a făcut Hristos atunci când a murit pentru noi pe când eram încă vrășmașii lui Dumnezeu. Roman 5:10. Dragostea modernă se afirmă pe sine. Dragostea este un sentiment bun și trebuie să funcționeze în ambele sensuri. Dacă o relație nu mă satisface, eu am dreptul să o părăsesc și să găsesc o alta. Dragostea biblică se jertfește pe sine. Dragostea creștină caută să se dăruiască și nu ține evidența dacă cealaltă persoană dăruiește ceva înapoi sau nu. 1 Corinteni 13:5. Dragostea modernă satisface dorințele altora, eforturile sunt îndreptate în direcția mulțumirii sau împăcării altora, făcându-le pe plac. Dragostea biblică satisface nevoile altora. Dragostea creștină are grijă să facă ceea ce este bine pentru altul, nu ceea ce vrea celălalt. Această dragoste recunoaște că ceea ce vor oamenii și ceea ce le trebuie sunt adesea două lucruri diferite. S-ar putea ca persoana cealaltă să aibă nevoie de o mustrare, chiar dacă el sau ea nu vrea acest lucru. Încheiat tabelul. Iubirea altora înseamnă creșterea mea spirituală. Niciun creștin aflat în procesul creșterii spirituale nu este surprins să descopere că Dumnezeu vrea ca noi să învățăm să iubim pe alții. Însă ce legătură are dragostea noastră jertfitoare cu creșterea noastră spirituală? Dacă, prin harul lui Dumnezeu, am reușit să stabilim niște relații în viața noastră, noi avem prilejul să aplicăm în cadrul acestor relații dragostea care se dăruiește pe sine. Când facem acest lucru, dragostea cristică devine un mijloc de creștere spirituală pentru noi. În primul rând, noi venim înaintea lui Dumnezeu și ne gândim la nevoile prietenilor noștri și ale familiilor noastre. Apoi, având o înțelegere tot mai profundă a cuvântului și a lucrării noastre de slujire, noi trebuie să facem planuri împreună cu Dumnezeu pentru împlinirea acelor nevoi sau pentru a-i ajuta pe ei să-și împlinească nevoile. Atunci când ne facem planurile acestea, dar și atunci când le aducem la îndeplinire, noi umblăm după lucrurile Duhului. Deși poate că nu observăm aceasta imediat, gândindu-ne la alții în mod spiritual și altruist, noi lăsăm ca puterea Duhului Sfânt să lucreze în viața noastră. Noi creștem datorită înțelegerii pe care Dumnezeu ne-o dă în clipele de meditație și studiu concentrate asupra nevoilor altora. Există aici însă ceva mai mult. Altruismul sincer și concentrarea evidentă asupra lui Hristos în momentele noastre de meditație înseamnă sănătate spirituală. Rugăciunea și meditația care se concentrează asupra altora, aduce adevăr și o apropiere de Dumnezeu pe care adesea nu o simțim când stăm înaintea lui Dumnezeu, gândindu-ne doar la propria noastră viață. Pe Dumnezeu îl interesează nevoile spirituale și personale ale altora, iar atunci când ne îndreptăm gândul spre El fără urmă de egoism, descoperim că de fapt adoptăm o perspectivă similară cu cea a lui Dumnezeu însuși. Ne găsim mergând în aceeași direcție cu Dumnezeu și, prin urmare, putem să pătrundem mai bine gândurile Lui. Să acordăm puțin atenție câtorva dintre pasajele care ne atrag atenția că dragostea care slujește este esențială pentru creșterea spirituală. Să-mi pierd viața de dragul lui Iisus. Pe unii învățători ai Bibliei îngrijorează faptul că pe creștini îi preocupă mai mult relațiile lor orizontale cu alți oameni în defavoarea relației lor verticale cu Dumnezeu. Concentrarea asupra lucrării, în ghilimele, se susține, ar putea semăna cu atitudinea Martei, care pregătea cina pentru Iisus, fiind în opoziție cu atitudinea Mariei, care ședea la picioarele lui. Cu siguranță acest lucru este posibil, însă nu e necesar să existe o alegere de tipul ori-ori. Dacă iubim pe alții cu o dragoste creștină autentică, bazându-ne pe Hristos în timp ce facem aceasta, noi rămânem în El conform pasajului pe care l-am studiat mai devreme, Ioan 15. Sub impactul creșterii spirituale, motivația fundamentală pe care o avem în viață începe să se schimbe. În loc să dorim numai să primim,
începem să simțim nevoia de a da. Pe măsură ce ne gândim mai mult și mai intens la întrebarea cum să-i zidesc pe alții, noi ieșim din noi înșine și deschidem un canal de binecuvântare directă dinspre Dumnezeu. Experiența că Dumnezeu ne iubește ne transformă cum nimic altceva nu o poate face. Într-un sens, dragostea lui Hristos se revarsă din noi spre alții. Faptul că învățăm să ne concentrăm asupra împlinirii nevoilor altora nu înseamnă că noi înșine n-avem propriile noastre nevoi sau că alții nu ne pot împlini aceste nevoi. De fapt, cei care învață să dăruiască, fără să aștepte răsplată, își vor avea propriile nevoi împlinite pe deplin, în timp ce aceia care caută să-și împlinească propriile nevoi sfârșesc prin a fi nesatisfăcuți. Între altele, aceasta a vrut să spună Hristos când a făcut enigmatică afirmație din Luca 9:24. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Când renunțăm să ne mai uităm la propriile noastre nevoi de dragul lui Hristos, vom descoperi că putem să avem încredere în El, că ne va împlini nevoile mai bine decât am putea o face noi vreodată, printr-o pretenție egoistă la dragoste. Vom deveni ca apostolul Pavel, care a fost mai preocupat de problemele altor oameni decât de ale lui. Slujire dependentă de dragostea și aprecierea altora. Oare slujirea noastră este dependentă de alții? Este ea oare un servilism nevrotic față de alții bazat pe nevoia noastră nerecunoscută de dragoste? Ar putea fi. Dacă slujirea noastră este un rod al dependenței de alții, ea ar putea fi într-adevăr nevrotică. Noi nu trebuie să depindem de alții în ce privește binele nostru. Noi trebuie să acționăm spre binele lor. Actele noastre de slujire nu sunt corupere sau manipulare, speranța că alții vor observa cât de mult am dăruit și ne vor aprecia. Dacă ele sunt așa ceva, atunci noi nu vom crește, dimpotrivă, vom fi distruși. Nimic nu este mai rău decât să pornești pe calea sacrificiului de sine, având o motivație greșită, ca de exemplu să urmărești să obții dragostea altora. Cineva care îi slujește pe alții din motivații greșite pare la început că o face din spirit de sacrificiu. Dar mai târziu, când așteptările nemărturisite rămân neîmplinite, iese la iveală amărăciunea. Dumnezeu în harul său îl va descoperi în cele din urmă pe cel ce intră în relații și în lucrare din motive greșite, cu scopul de a dobândi dragostea și aprecierea altora. Dar s-ar putea foarte bine ca noi să fim capabili să discernem problema încă înainte de aceasta. Cel care pretinde dragostea altora îi mustră pe ceilalți pentru că nu le pasă suficient de mult de el. Disciplinarea cu dragoste îndeamnă pe alții să se schimbe pentru binele lor. Modul în care practicăm disciplinarea în dragoste este o cheie pentru discernerea motivațiilor noastre în domeniul relaționării dependente, manipulatoare. Suntem noi gata să-i disciplinăm pe cei pe care îi iubim atunci când e nevoie de aceasta? Când le spunem un cuvânt de mustrare, o facem din cauză că nu reușesc să ne satisfacă așteptările? Sau pentru că un asemenea cuvânt de mustrare este necesar în viața lor? Disciplinarea cu dragoste este una din cele mai jertfitoare acte posibile într-o relație. Avem mult de pierdut din cauza că oamenii nu acționează întotdeauna matur. Numai când suntem hotărâți să acționăm pentru binele altora, nu datorită aprecierii lor, vom practica cu perseverență disciplinarea evlavioasă în relații. Să mă hrănesc spiritual. Când ucenicii s-au apropiat de Domnul Iisus după ce El vorbise cu femeia samariteancă, Iisus le-a spus: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Ioan 4:32-34. Iisus s-a hrănit spiritual prin întâlnirea Lui cu această femeie, când El a putut să-i comunice Evanghelia și să-i îmbogățească femeii viața. Și noi putem să ne hrănim în felul acesta. Nimic nu-i mai sănătos decât să ne folosim mintea și creativitatea pentru binele altora, cu condiția să facem lucrul acesta
în dependență de Dumnezeu și din motivații corecte? Apostolul Pavel spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. Filipeni 2:3-7. Domnul vrea ca noi să învățăm să ne distanțăm de propriile noastre nevoi și să ne preocupăm de împlinirea nevoilor altora în tocmai cum a făcut El. La aceasta, unii creștini vor spune: știu că trebuie să-i slujesc pe alții și chiar intenționez să o fac, însă deocamdată am eu însumi o mulțime de probleme pe care trebuie să le rezolv. Cum pot să mă concentrez pe problemelor altora când eu mai am propriile mele probleme? De fapt, când resimțim un sentiment acut al nevoii și al durerii, tocmai atunci este mai important ca oricând să ieșim în mod deliberat din noi înșine, cel puțin o parte din timpul nostru, și să împlinim nevoile altora. Nimic nu ne va ajuta mai mult să ne îngrijim de propriile noastre probleme într-o perspectivă corectă. Nimic nu ne va da o mai multă motivație, nimic nu va zidi mai mult credința decât slujirea altora în numele lui Hristos. Chiar în ceasul când se afla în cea mai mare nevoie, noaptea dinaintea morții sale, Iisus și-a făcut timp să spele picioarele ucenicilor lui. După aceea el le-a spus că tocmai le dăduse un exemplu de urmat. Apoi el a spus: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Ioan 13:17. A fi ferice sau binecuvântați înseamnă a fi îmbogățiți sau fericiți dacă urmăm exemplul lui Iisus. Cel mai ignorat mijloc de creștere. În termeni teologici, actul prin care eu mă devotez proiectului de a cultiva relații în cadrul cărora eu îi edific sau îi zidesc pe alții se numește lucrare. În Biblie, cuvântul folosit pentru lucrare este același ca cel pentru slujire. De fiecare dată când practicăm dragostea slujitoare în numele lui Hristos, noi suntem slujitori sau lucrători. Astăzi, lucrarea creștină de slujire este cel mai ignorat mijloc biblic de creștere spirituală. În ultimii ani, în biserică, pare să existe o tot mai mare înțelegere că lucrarea este importantă pentru fiecare. Totuși, ea este încă rare ori văzută ca un adevărat mijloc de creștere, așa cum sunt privite rugăciunea și Scriptura. Deseori, în teologiile sistematice de referință, dragostea slujitoare nu este nici măcar menționată în discuția despre mijloacele harului. Într-o binecunoscută carte despre slujire apărută recent, exemplul de slujire pe care îl dă autorul este acela al unui infirmier care murmură cântări în lift în timp ce îi duce pe oameni la sala de operații. Cât de departe suntem de imaginea biblică a slujirii? Uneori, lucrarea de slujire nu este văzută ca o prioritate, pentru că multe biserici sunt divizate în cler și laici. Conform acestei învățături, creștinii de rând nu se consideră adesea a fi lucrători, deoarece aceasta este o profesie, la fel ca stomatologia. Dacă vecinul tău ți-ar spune că îl doare măseaua, nu te-ai simți competent să îl duci în atelierul tău de la demisol și să-i sfredelești caria plombând-o cu lipici. Acest gen de problemă necesită un profesionist, nici o persoană neinițiată nu trebuie să încerce să practice stomatologia. Mulți au ajuns să vadă lucrarea creștină în aceeași lumină. Ei cred că responsabilitatea lucrării de slujire aparține pastorului. Cine sunt eu să cred că îi pot ajuta pe oameni în problemele lor? Cum aș putea să îi zidesc eu pe oameni din punct de vedere spiritual? Din nefericire, creștinii moderni au pierdut încrederea în propria lor capacitate de a face o lucrare creștină complexă. Dar noi putem face aceste lucruri și dacă nu le facem, noi omitem unul din mijloacele de creștere spirituală. Niciun creștin care se mulțumește doar să primească binecuvântări de la alții
Nu va fi niciodată un creștin sănătos din punct de vedere spiritual. Mulți creștini cred că motivul pentru care există biserica lor este numai acela de a le satisface nevoile. Cât de departe este o astfel de concepție de imaginea biblică, conform căreia biserica există pentru a putea să împlinim nevoile altora? Chiar dacă putem să avansăm prin primele stadii ale creșterii spirituale, fără să ne implicăm în lucrarea de slujire, noi nu vom ajunge totuși foarte departe. Dacă nu ne angajăm în lucrarea de slujire, aceasta dovedește de fapt lipsă de dragoste din partea noastră. Și Dumnezeu declară că noi nu putem merge înainte cu El dacă nu ne angajăm într-o lucrare semnificativă, tot așa cum nu putem înainta nici fără rugăciune. Tabelul 16:2, dragostea care slujește, esențială pentru creștere. Pasajul 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Implicația. Dacă scopul învățăturii lui Pavel este dragostea și celelalte lucruri menționate, noi nu am izbutit să împlinim acest scop fără implicarea în lucrare. Efeseni 4:15-16. Ci, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei, și se zidește în dragoste. Implicația. Ceea ce zidește trupul lui Hristos este puterea lui Hristos, care este dată mădularelor, în mod ideal, prin fiecare individ în parte, din acel grup local. Eu voi crește nu numai primind binecuvântare de la alții, ci și dând binecuvântare. 1 Ioan 4:19-20. Noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Implicația. Am putea încerca să cultivăm dragostea pentru Dumnezeu fără să ne batem capul să cultivăm dragostea pentru alți oameni. Aceasta ar fi o direcție greșită. Un sfânt hindus ar putea să se izoleze de societatea umană ca să-L descopere pe Dumnezeu prin ani de disciplinare spirituală. Însă un creștin nu se poate izola de alții și în același timp să trăiască o viață de părtășie cu Dumnezeu pe baza experienței personale. Conform acestui pasaj, eșecul de a iubi pe alții este în antiteză cu a-L iubi pe Dumnezeu. Fapte 20:35. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că lucrând astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. Implicația. Cuvântul ferice înseamnă binecuvântat sau îmbogățit. Noi nu trăim cea mai mare parte din ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea pentru a ne îmbogăți, inclusiv creșterea spirituală, dacă noi doar primim. Dărnicia financiară este o parte a acestei imagini, însă mai există și alte daruri și lucrări. Ioan 13:34-17. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Când Iisus spune aceste lucruri, contextul este spălarea de către El a picioarelor ucenicilor, un exemplu grăitor de dragoste slujitoare. El promite că cel care practică dragostea slujitoare va fi ca urmare mai ferice, ceea ce implică faptul că lucrarea este un mijloc de creștere. Luca 9:24. Oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Această afirmație enigmatică se opune direct gândirii moderne. Ea înseamnă că cei care trăiesc pentru sine pierd folosul pe care îl caută. Renunțând la noi înșine de dragul lui Hristos,
noi sfârșim prin a fi împliniți. Poate că nu slujesc, dar am celelalte mijloace de creștere. Dacă am 4 din 5 mijloace de creștere, aș putea trage concluzia că voi fi sănătos în procent de 80%. Însă acest lucru nu este adevărat. Datorită interacțiunii mijloacelor de creștere, lipsa unuia va conduce în cele din urmă la o deformare a întregii noastre vieți creștine. Deoarece lucrarea creștină de slujire este atât de des ignorată în America de Nord, am depășit puțin limitele studiului nostru analizând felul în care absența acestui mijloc de creștere le va afecta pe celelalte. Un tabel similar poate fi întocmit cu ușurință pentru fiecare dintre celelalte mijloace, ceea ce ar putea fi o bună idee pentru studiu personal. Vezi tabelul 16:3. Să simt bucuria. Când Iisus și-a prezentat învățătura conținută în Ioan 15, el a inclus aici și afirmația: v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Versetul 11. Iisus a știut că iubindu-i pe alții, noi împlinim porunca lui și în același timp primim noi înșine o binecuvântare. A primi o binecuvântare de la Dumnezeu, fie direct de la el, fie printr-un alt creștin, poate fi o experiență foarte emoționantă. Nimic nu este mai plăcut ca sentimentul de zidire sufletească pe care îl primim uneori în timpul unei învățături biblice plină de ungerea Duhului Sfânt sau unei cântări spirituale frumoase. Există într-adevăr loc pentru extaz în viața creștină. Însă ai simțit vreodată fiorul acela care apare când puterea Dumnezeului atotputernic trece prin tine la un altul, într-un act de slujire creștină? Dacă nu, s-ar putea să-ți lipsească una din cele mai importante surse de îmbogățire pentru creștini. Iisus nu a glumit când a spus: este mai ferice să dai decât să primești. Sentimentul răsplătirii este adesea de-a dreptul tangibil, nu numai ulterior, când impactul acțiunii noastre se revarsă treptat asupra noastră, ci chiar în timpul lucrării de slujire creștină. Tabelul 16:3. Când lipsesc mijloacele de creștere. Mijloacele de creștere, Scriptura, efectul lor când lipsește lucrarea de slujire. Când nu ne implicăm în lucrarea de slujire personală, ne este greu să ne amintim motivul pentru un studiu aprofundat al Scripturii. Noi o studiem doar pentru binecuvântarea personală, ceea ce ne conduce în cele din urmă la o abordare strict devoțională a Scripturii. Atacarea serioasă a problemelor critice pare a fi o pierdere de vreme pentru creștinii care n-au nicio lucrare precisă, pentru că n-au avut experiența de a fi surprinși fără răspunsuri în situațiile reale ale lucrării de slujire. Rugăciunea. Fără o lucrare de slujire clar definită în viețile noastre, rugăciunea pierde una din cele mai importante forme ale ei, mijlocirea. În loc să ne petrecem o parte substanțială din timp în rugăciune de mijlocire, așa cum au făcut autorii Noului Testament, rugăciunea devine doar o ocazie de a ne zidi pe noi înșine. Creștinii neimplicați în lucrare se concentrează din ce în ce mai mult asupra lor înșiși în rugăciune, ajungând să vadă rugăciunea mai degrabă ca pe un vehicol care îi duce dintr-o stare de spirit în alta decât ca pe o unealtă de luptă spirituală. Părtășia. Când o biserică locală trăiește în lumina misiunii sale și toți membrii ei se consideră părtași la această misiune, atunci în ea se instalează o dinamică sănătoasă. Când lucrarea nu este văzută ca esențială pentru fiecare membru, apare o dinamică diferită. În loc ca oamenii să-și îndrepte energiile și atenția în afară spre cei pierduți și aflați în nevoie din această lume, ochii tuturor se îndreaptă spre interior. Atunci, biserica devine un colectiv care se concentrează asupra sa însăși. Când o biserică este concentrată spre interior, urmează în curând frământări interne și nemulțumire. Atunci oamenii fie că își pierd motivația chiar și pentru lucrarea de bază a bisericii, fie că încep să caute anumite stări emoționale și experiențe ciudate în locul lucrării de slujire.
Aceste stări emoționale devin definitorii pentru adevărata spiritualitate. Viața oamenilor rămâne la fel de imatură ca întotdeauna, atunci când cred că creștinismul este o ocazie pentru căutarea unor emoții puternice și nu pentru slujire. Disciplinarea de către Duhul Sfânt. De fapt, când nu ne implicăm în lucrarea de slujire, s-ar putea să evităm o anumită disciplinare a Duhului Sfânt. Dumnezeu vrea să ne folosească lucrarea noastră de slujire ca pe o unealtă de disciplinare în viața noastră. Faptul că ne lipsește o anumită disciplinare din partea lui Dumnezeu în viața noastră nu este o binecuvântare, chiar dacă mentalitatea noastră carnală ar putea să creadă acest lucru. De asemenea, așa cum vom vedea, rezultatul pe care Dumnezeu îl urmărește în disciplinare este acela de a manifesta viața lui Hristos în omul nostru din afară. Acest rezultat descrie ceva care pune în valoare lucrarea noastră. Dacă nu ne implicăm în lucrarea de slujire, noi pierdem rezultatul preconizat al disciplinării. Cum să încep? Dacă dorești să te implici mai mult în lucrarea creștină, dar nu știi de unde să pornești, s-ar putea să-ți vină în ajutor ideile de mai jos. În primul rând, trebuie să fii echipat pentru lucrare. Aceasta înseamnă că trebuie să înveți să folosești uneltele de bază ale lucrării creștine. Biserica ta are datoria să te învețe aceste lucruri. Apostolul Pavel a spus că Dumnezeu a dat bisericii conducători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Efeseni 4:12. Conducerea bisericii tale trebuie să-ți asigure oportunități de instruire pentru lucrare sau, cum se spune aici, pentru lucrarea de slujire. Apoi, trebuie să înțelegi că inițierea lucrării de slujire este cu totul altceva decât a da lustru unei perechi de pantofi. Cei mai mulți dintre noi vom ști să dăm lustru unei perechi de pantofi cu puțină instruire în direcția aceasta. S-ar putea chiar să ne așteptăm la un oarecare succes după prima sau a doua încercare. 3 încercări ar fi cu siguranță suficiente pentru toată lumea, cu excepția celor nepricepuți. Însă, lucrarea de slujire este una din cele mai complicate și pretențioase sarcini posibile, dar este și una din cele mai valoroase și importante lucrări. Cei care speră că pot stabili lucrări semnificative pe baza unui seminar de weekend sau prin câteva încercări de a conduce un studiu biblic se vor confrunta în mod cert cu eșecul. Lucrarea personală de slujire este o activitate foarte valoroasă atât pentru noi cât și pentru alții, încât trebuie să fim pregătiți să ne angajăm în ani întregi de studiu și să facem față multor eșecuri, unele din ele chiar dureroase. Să buiți să suferi intens în procesul stabilirii unei lucrări semnificative. Perioada necesară pregătirii pentru lucrare cuprinde ani întregi, nu săptămâni. Să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne reconsiderăm estimările cu privire la ceea ce este implicat în lucrarea de zidire în numele Lui. Nu noi suntem cei care trebuie să stabilim limite pentru ceea ce suntem pregătiți să îndurăm, cu scopul de a deveni niște slujitori eficienți ai lui Dumnezeu. Dacă ne angajăm la un efort care este după voia lui Dumnezeu, trebuie să fim pregătiți să facem tot ce consideră El că este necesar. Lucrarea de slujire din perspectivă legalistă. Lucrarea este la fel de vulnerabilă la legalism ca și orice altă parte a vieții creștine. Definiția dată de noi trăirii sub lege afirmă că oamenii aflați sub lege își iau identitatea din ceea ce fac. Dacă aplicăm aceasta la lucrarea de slujire, descoperim că mulți dintre noi privesc lucrurile din perspectiva legalistă. Luarea identității noastre din lucrarea de slujire duce la o pervertire revoltătoare a planului lui Dumnezeu. Rezultatele obținute în lucrare pot duce la mândria eului nostru sau la dezamăgire personală devastatoare. Asemenea dezamăgiri nu sunt însă încercările normale și sănătoase întâlnite în lucrările de slujire făcute în spiritul jertfirii de sine. Ele sunt nesănătoase deoarece noi supraîncărcăm lucrarea noastră cu o povară pe care ea nu trebuie să o poarte, propria noastră identitate. Toți se simt nemulțumiți când lucrurile merg rău în lucrare. Chiar și Domnul Iisus și Pavel s-au simțit deprimați de aspectele negative din lucrarea lor.
După ce a enumerat o listă întreagă de încercări devastatoare, Pavel a spus: și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? 2 Corinteni 11:28-29. Este sigur că Pavel a fost uneori descurajat în lucrarea lui de slujire. Exasperarea lui Isus a fost evidentă atunci când a strigat: o, neam necredincios și pornit la rău, până când vă voi suferi? Matei 17:17. Cei care îi slujesc pe alții în numele Domnului vor întâmpina reacții negative descumpănitoare din partea oamenilor pe care îi slujesc. Unele din aceste atitudini negative sunt atât de puternice încât pot provoca depresie și un puternic sentiment al eșecului. Dar este normal să ne simțim uneori epuizați în lucrare. Astăzi, mulți cred că ceva nu e în regulă dacă se simt extenuați din cauza muncii grele pe care o depun. Însă chiar și Isus a simțit obosit. Ioan 4:6. La fel ca orice altă muncă, lucrarea de slujire poate fi istovitoare și avem nevoie de timp pentru odihnă. Însă dacă am trăit o vreme cu o înțelegere legalistă a lucrării de slujire, epuizarea ia forma renunțării. Așa că întrebarea care se pune este: când anume sentimentele noastre negative în ce privește eșecul sau oboseala sunt un semn de gândire legalistă? Oboseala sau descurajarea din cauza eșecului indică o gândire legalistă numai când deprimarea noastră ne determină să ajungem plini de resentimente sau necredincioși Domnului. Când renunțăm la lucrare din cauza rezultatelor slabe, aceasta sugerează că probabil inconștient noi privim succesul și aprecierea din partea altora ca premiza lucrării. Cu alte cuvinte, noi nu suntem gata să slujim dacă nu ne putem satisface un standard interior al succesului și aprecierii. În loc să schimbăm strategia sau câmpul de lucru, noi pur și simplu abandonăm slujba. Dar de ce trebuie să fie succesul sau aprecierea o premiză pentru a merge mai departe? Nu este oare din cauză că noi ne luăm o parte atât de mare din ceea ce formează identitatea noastră din lucrarea pe care o facem, în așa fel încât nu putem tolera eșecul fără să devenim niște nimeni, în ghilimele? Linia de demarcație nu e întotdeauna ușor de sesizat, deoarece rezultatele sunt importante. Când Pavel le-a vorbit corintenilor despre lucrul acesta, el a insistat că a venit la Corint împreună cu Apollo tocmai pentru seceriș. Ei au fost gata să coopereze unul cu altul, deoarece secerișul este important pentru Dumnezeu. De aceea Pavel a putut spune: eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. 1 Corinteni 3:6. Dar, deși rezultatele erau importante, aceasta nu înseamnă că ele constituiau baza identității lui Pavel. El adaugă repede: așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Versetul 7. Perspectiva harului enunțată de Pavel este evidentă nu numai în disponibilitatea lui de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca sursa de putere în lucrarea lui, ci și în disponibilitatea lui de a coopera cu Apollo. Oamenii cu o mentalitate legalistă intră în competiție cu ceilalți lucrători și caută aprecierea altora pentru munca lor. Pe Pavel nu-l interesa ce recunoaștere primește succesul lui și a fost în stare să spună: cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una. Versetul 8. Însă corintenii firești a trebuit să-i întrebe: când între voi sunt zavistii, certuri și dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni? Versetul 3. Atitudinea evlavioasă în lucrarea de slujire se caracterizează prin două trăsături: disponibilitatea de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca sursa puterii noastre și de a coopera cu alții în umilință. Când vedem în inima noastră tendința de a renunța sau de a intra în competiție, putem să ne întrebăm sincer înaintea lui Dumnezeu dacă nu cumva începem să alunecăm într-o mentalitate legalistă în lucrarea noastră creștină. Cum putem noi argumenta că două reacții atât de diferite, abandonarea și competiția,
sunt rezultatul aceleiași mentalități legaliste. Diferența constă în rezultatele bune sau rele, nu în atitudini diferite. Niciun creștin care a fost multă vreme implicat în lucrare nu poate pretinde că nu s-a luptat niciodată cu această ispită. Din nou, numai harul lui Dumnezeu ne poate face să lăsăm la o parte astfel de atitudini și să ne întoarcem la El cu mâinile goale, cerându-i să ne dea din nou perspectiva Lui. Lucrarea de slujire și familia. Familiile noastre sunt niște medii excelente pentru lucrarea creștină. Un prieten m-a întrebat recent dacă lucrarea mea de ucenicizare este la fel de puternică precum era înainte. L-am asigurat că da. I-am spus că, pe lângă cei doi oameni despre care știa el, mai aveam acasă trei ucenici tineri și dornici să învețe. Noi, părinții, trebuie să înțelegem că cei mai mulți dintre noi nu vom mai avea ocazia să-i îndrumăm și să-i învățăm pe copiii noștri odată ce vor fi crescut. Șansa noastră este acum, iar unii dintre noi o pierdem. Partenerii noștri de viață au și ei nevoie de dragostea și de slujirea noastră. Deseori noi avem posibilitatea de a împlini în viața soților noștri sau a soțiilor noastre nevoi pe care nimeni altcineva nu le poate împlini. Oricât de importantă ar fi lucrarea de slujire în propria noastră familie, trebuie să cultivăm oportunități de slujire și în afara familiilor noastre. Unii se întreabă de ce nu ne putem limita la slujirea propriilor noastre familii. Pot sugera două motive pentru care o astfel de slujire nu este suficientă. În primul rând, Iisus ne-a îndemnat să ne gândim la următoarea întrebare. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Matei 5:46. Dragostea care se dăruie pe sine cuprinde și disponibilitatea de a ieși din zona noastră de confort și de a lua inițiativa să iubim pe cei care nu ne iubesc. Altfel, familia și chiar biserica poate deveni o colectivitate egoistă. Cu alte cuvinte, chiar dacă dăm ceva și altora, prin formarea unui cerc închis și prin ajutorul pe care ne-l dăm exclusiv unul altuia, noi facem ca grup același lucru pentru care criticăm lumea, ne slujim numai pe noi înșine. Aceasta duce la cel de-al doilea motiv pentru care slujirea numai în cadrul restrâns al familiei noastre nu este suficientă. Când încerc să-mi călăuzesc și să-mi educ copiii, eu o fac trăind modul de viață pe care sper că ei îl vor urma. Oare modelul pe care îl ofer nu trebuie să includă și preocuparea pentru cei din afara familiei? Dacă nu fac lucrul acesta, oare atunci nu spun eu prin acțiunile mele că copiii mei sunt axul în jurul căruia se învârte roata vieții? Dacă mă dedic numai lor, eu demonstrez un sistem de valori care consideră că doar proprii mei copii sunt importanți. Ei văd aceasta și înțeleg un mesaj greșit de aici, că ei sunt centrul universului. Putem să le spunem că nu-i așa, dar să nu uităm că de obicei ucenicii noștri vor face ceea ce facem noi, nu ceea ce spunem. Va trebui să le arătăm copiilor noștri că acordăm prioritate dragostei care îi slujește pe cei din afara familiei, fără să uităm de proprii noștri copii. Ei vor avea cel mai mult de câștigat dacă viața noastră va fi consecventă cu tot ceea ce ne învață Dumnezeu. Dragostea care se dăruie pe sine cuprinde și disponibilitatea de a ieși din zona noastră de confort și de a lua inițiativa să iubim pe cei care nu ne iubesc. Lucrarea de slujire și celelalte mijloace de creștere. Ca toate celelalte mijloace de creștere, lucrarea de slujire este o parte interactivă a întregului model de viață pe care Dumnezeu o intenționează pentru noi. Am văzut deja efectul negativ pe care absența lucrării de slujire poate să o aibă asupra celorlalte mijloace de creștere. Acum vom analiza modul în care lucrarea completează celelalte mijloace într-un sens pozitiv. Tabelul 16:4, interacțiunea dintre lucrarea de slujire și celelalte mijloace de creștere. Scriptura. Când alții se îndreaptă spre noi, căutând călăuzire și ajutor în viața lor de credință, este deosebit de important ca noi să studiem Scriptura. Și aceasta pentru că, așa cum am discutat mai devreme, Scriptura deține cheia
pentru o lucrare creștină încununată de succes. Hrănirea tinerilor credincioși cu cuvântul lui Dumnezeu este fundamentală pentru cele mai multe tipuri de lucrare creștină. Chiar și lucrarea orientată spre slujire trebuie să fie făcută în lumina Bibliei și trebuie să includă folosirea Scripturii. Părtășia. Experiența trăirii într-o biserică ce are o perspectivă concentrată asupra altora și o puternică etică a slujirii este cu adevărat una din cele mai edificatoare și incitante experiențe posibile. Dar este și una din cele mai greu de găsit. Când avem o biserică ce a adoptat ca etica ei lucrarea de slujire, ea ne va echipa și va ușura lucrarea noastră, folosind resursele umane și financiare din biserică. Biserica devine locul natural unde putem aduce musafiri și unde știm că eforturile noastre în vederea evangelizării și ucenicizării altora nu vor fi distruse, ci puse în valoare. Rugăciunea. Cei care sunt puternici în lucrare știu de câte ori lucrarea lor i-a îmboldit la perioade de rugăciuni intense. Unor astfel de oameni le vine greu să-și imagineze cum este să te simți obligat să te rogi, fără să ai motivația naturală și sănătoasă creată de lucrare. Ca lucrători, noi nu ne mai rugăm doar pentru că așa se cuvine sau pentru că sperăm să ne simțim mai bine în urma rugăciunii. Dimpotrivă, există sarcini reale în viețile altora care trebuie îndeplinite prin rugăciune. Cei care sunt implicați într-o lucrare de slujire distinctă și personală apreciază de obicei mai mult rugăciunea decât cei cărora le lipsește acest tal de creștere. Disciplinarea Duhul Sfânt. Vom vedea mai târziu că disciplinarea spirituală este în mare măsură menită să ne facă mai eficienți în lucrare. În același timp, implicarea în lucrare ne va face să beneficiem la maximum de disciplinare. De obicei, constatăm că cei care sunt implicați într-o lucrare importantă sunt pregătiți și capabili să rabde suferința necesară pentru a se conforma chipului lui Hristos, de dragul acelor oameni care depind de lucrarea lor. Celor care nu sunt activi în lucrare le este prea ușor să fugă din fața unei disciplinări dureroase. Cele 12 coșuri. Când Iisus le-a cerut ucenicilor lui să împartă pâine și pește la 5.000 de oameni, într-o demonstrație miraculoasă a puterii lui, ei trebuie să fi fost uimiți. Una dintre evanghelii spune că Iisus însuși a împărțit mâncarea. Ioan 6,11. O alta spune că ucenicii au făcut-o, dar nu există aici nicio contradicție. De cele mai multe ori Iisus împlinește nevoile oamenilor prin mijlocirea umană. De aceea Ioan a putut să spună pe drept cuvânt că Iisus i-a hrănit, chiar dacă ucenicii au împărțit hrana. Și aceasta este pentru noi o oportunitate extraordinară de a lua parte la ceea ce face Dumnezeu. Dumnezeu poate să spună fie că El o face, fie că noi o facem. Ambele afirmații sunt adevărate. Există o interesantă completare la această relatare. După ce toți au mâncat până s-au săturat, ucenicii au strâns 12 coșuri pline cu pâine și pește. Aceste coșuri erau 12 la număr, pentru că erau de fapt traistele de călătorie, în ghilimele personale, folosite de ucenici însiși. Mai târziu Iisus a interpretat această minune simbolic, în Ioan 6:33 la 35. Pâinea îl simboliza pe el însuși, care a venit ca o mamă să împlinească nevoile ca o mană să împlinească nevoile rasei umane. Participând la lucrarea lui Hristos, oferind hrana necesară oamenilor de față, ucenicii au completat imaginea lucrării creștine. Ei l-au luat în chip simbolic pe Hristos și l-au dat oamenilor. În timp ce oamenii au primit hrana necesară, ucenicii au primit ei înșiși o hrană neașteptată pentru multe mese care urmau să vină. Dar ar fi ușor să nu vedem cheia acestei victorii. Ucenicii n-au fost în stare să hrănească 5.000 de oameni sau mai mulți cu 5 pâini și cu 2 pești. Ceea ce au putut ei face a fost să pună pâinile și pești în mâinile lui Iisus și apoi să-i urmeze instrucțiunile. Ei au contribuit nu cu capacitatea lor, ci cu disponibilitatea lor. S-ar putea ca și noi să ne simțim neputința, însă ne putem aștepta să fim hrăniți dacă ne oferim să-i hrănim pe alții
în numele lui Isus. Mijloacele de creștere spirituală, fapte sau daruri? În Romani 8, Pavel ne-a învățat că trebuie să umblăm mai degrabă după lucrurile Duhului decât după lucrurile cărnii. Însă, în capitolul 7, el ne-a mai învățat că faptele religioase nu reprezintă cheia creșterii spirituale. Nu este aceasta o contradicție? Oare rugăciunea, studiu biblic și lucrarea de slujire nu sunt fapte? Și dacă da, nu-i corect să spunem că creșterea spirituală se bazează pe fapte în ultimă instanță? Așa cum am văzut, dacă sunt privite prin prisma legalistă, aceste mijloace de creștere pot fi într-adevăr considerate fapte. În paradigma legii, fiecare mijloc de creștere este recunoscut și promovat, însă tonul este distorsionat. Însă dacă privim corect mijloacele de creștere, apare imediat o imagine diferită. Prin mijloacele de creștere, noi întindem mâna ca să primim darul fără plată al harului și al puterii lui Dumnezeu destinat creșterii spirituale. Probabil că o ilustrație ne va ajuta să înțelegem mai bine lucrurile. Să presupunem că întâlnești pe stradă un străin ciudat. Fără niciun motiv, el îți dă ceva ce pare a fi un cec cu incredibila sumă de 10 milioane de dolari. Nu-ți vine să crezi că e autentic, dar, fiindcă banca unde a fost emis se află în apropiere, decizi că o plimbare până la capătul străzii nu e un efort prea mare pentru a vedea despre ce-i vorba. Când prezinți cecul cu un zâmbet forțat și timid pe față, explicând că te îndoiești de autenticitatea lui, rămâi uluit să o vezi pe casieră ridicându-și privirile și declarând: cecul acesta este absolut autentic. Înainte ca ea să se răzgândească, tu dispui să fie schimbat în bani, contrasemnezi și mergi cu pași mari spre casă cu un geamantan plin de bani. După ce se duce vestea, dai o petrecere pentru a sărbători norocul tău uimitor. Unul dintre prietenii tăi se ridică în picioare înfulecând o bucată de prăjitură și face remarca: omule, nu pot să cred că ai primit toți acești bani fără să faci nimic. La aceasta tu ridici capul surprins. Stai puțin, am făcut o mulțime de lucruri ca să primesc acești bani. Banca era tocmai la capătul străzii. Și ce să mai spun despre timpul pe care l-am pierdut la coadă? Dar despre faptul că am contrasemnat cecul? N-aș avea acum acești bani dacă n-aș fi scos stilou din buzunar și n-aș fi făcut o treabă serioasă. Ce nu sună bine în această ilustrație? Tu ai avea dreptate într-o anumită privință. A trebuit într-adevăr să te duci la bancă și a trebuit să accepți darul printr-un proces de cooperare cu emitentul. Însă noi nu considerăm că o astfel de activitate înseamnă a munci pentru a-ți câștiga traiul. Tot ce ai făcut a fost să accepți un dar gratuit, iar o astfel de acțiune nu merită numele de muncă. Același lucru este valabil și în cazul mijloacelor de creștere. Dumnezeu ne-a dat câteva căi prin care să umblăm după lucrurile Duhului. Dacă folosim aceste căi, noi primim în mod activ har de la El. Noi nu lucrăm pentru aceasta, nu în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Nu trebuie să privim mijloacele de creștere ca pe niște fapte, ci ca fiind acceptarea activă a harului. Să schimbăm puțin ilustrația ca să înțelegem mai bine lucrurile. Să presupunem că în loc să primești 10 milioane de dolari deodată, va trebui să mergi zilnic până la colțul străzii și să te întâlnești cu străinul acela pentru a primi câte un cec de 1000 de dolari. Nu contează de câte ori te duci, el va fi întotdeauna acolo și îți va da întotdeauna cecul de 1000 de dolari, uneori chiar de 2000. S-ar putea ca la un moment dat să te întrebi: de câte ori trebuie să merg și să mă întâlnesc cu el? Cel mai bun răspuns ar fi probabil: câte cecuri vrei să primești? Dar nici măcar ilustrația aceasta nu este perfectă. Nimeni nu consideră că a merge până la colțul unei străzi și a te întâlni cu un străin este o distracție. Ca să se potrivească mai bine scopurilor noastre, ar trebui să inventăm o poveste în care ai primi bogății mari, făcând ceva ce oricum îți place. La fel stau lucrurile cu mijloacele de creștere. Deși unii dintre noi ar putea să nu fie inițial de părere că citirea Bibliei sau rugăciunea este ceea ce se poate numi o distracție, cu cât ne rugăm mai mult și cu cât citim mai mult din Biblie, cu atât activitățile acestea devin mai plăcute.
Cultivarea relațiilor și conducerea oamenilor la Hristos ne-ar răsplăti din plin eforturile, chiar dacă aceste activități nu ne-ar aduce mai aproape de Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu a făcut posibil ca noi să ne bucurăm de reușite autentice în timp ce umblăm după lucrurile Duhului, constituie o dublă binecuvântare. Partea lui Dumnezeu și partea noastră. Iată cel mai bun mod de a înțelege mijloacele de creștere. Noi avem obligația să facem anumite lucruri din partea noastră ca oameni, în timp ce Dumnezeu face restul din partea Lui. În ceea ce ne privește, trebuie să venim cu disponibilitatea de a crește. Trebuie să decidem că dorim să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și să devenim ceea ce El vrea să fim. De asemenea, trebuie să folosim din plin mijloacele de creștere pe care ni le-a dat. Scriptura nu spune nicăieri că Dumnezeu ne va face să creștem fără aceste mijloace sau că ne va face să ne folosim de aceste oportunități, chiar dacă noi nu dorim. El așteaptă ca noi să venim înaintea Lui și să ne întâlnim de bunăvoie cu El, cu ajutorul mijloacelor de creștere. Dacă nu ne rugăm, nu putem să ne așteptăm la creștere spirituală. Dacă nu deschidem Biblia, nu putem să ne așteptăm să ajungem la maturitate spirituală. Același lucru e valabil și în cazul părtășiei și al slujirii altora în dragoste. Însă, în ciuda faptului că ni se cer anumite lucruri, Apostolul Pavel este în stare să îndemne pe galateni prin intermediul unei întrebări retorice. După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Galateni 3:3. Noi creștem în har nu prin efort uman, ci luând decizia să venim la Dumnezeu pe căile pe care ni le-a pus El la dispoziție. Capitolul 18. Un ultim mijloc. Am studiat până acum felul în care Dumnezeu hrănește creșterea noastră lăuntrică sau spirituală după ce L-am întâlnit pe Hristos. Dar Dumnezeu vrea să facă ceva mai mult în viața noastră. După ce discută zidirea omului nostru lăuntric în Romani 8:1-11, Apostolul Pavel arată cel de-al doilea proces necesar prin care trebuie să trecem dacă vrem să fim făcuți asemenea chipului lui Hristos. Versetul 29. Următoarea secțiune din Romani 8, versetele 12-37, se referă la suferință și necazuri, la creșterea prin suferință și la atitudinile noastre atunci când Dumnezeu îngăduie necazul în viața noastră. Pentru a înțelege această parte ne vor fi de ajutor câteva desene simple. În următoarea serie de ilustrații, Iisus este reprezentat sub forma unui cerc, în timp ce noi suntem înfățișați printr-un pătrat. Pasajele care spun că Hristos este în noi pot fi ilustrate simplu cu un cerc în interiorul unui pătrat. Însă, uneori, tablou este puțin mai complicat. De exemplu, în Ioan 15:4, Iisus spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Această afirmație reflectă atât adevărul Hristos în noi, cât și adevărul noi în El. Ea este asemănătoare cu afirmațiile pe care le-am citit în Romani 5:8. Nu numai că Hristos este în noi, dar în poziția noastră și noi suntem în Hristos. Următoarea ilustrație reprezintă amândouă aceste adevăruri. Figura 18:1, un pătrat în mijlocul unui cerc. Rămâneți în mine, poziția în Hristos, cum ne vede Dumnezeu. Figura 18:2, cercul mare care e Hristos în pătratul mare și eu voi rămâne în voi, condiția cum ne văd oamenii. În această ilustrație, desenul de sus reprezintă poziția noastră în Hristos. El reflectă afirmații frecvente din Scriptură ca cea din 1 Corinteni 1:30. Prin El, adică prin Dumnezeu, sunteți în Hristos. Desenul de jos ilustrează ceea ce am numit condiția noastră în această viață. Așa cum Dumnezeu ne vede în poziția noastră în Hristos, alții ne văd în condiția noastră. De obicei, noi ne vedem pe noi înșine în condiția noastră, dar am arătat deja că Dumnezeu ar vrea ca noi să ne vedem mai mult în poziția noastră, așa cum ne vede El. Aceste două moduri de a ne vedea pe noi înșine explică și ceea ce s-a numit tensiunea deja, nu încă.
din Noul Testament. Amândouă sunt adevărate în ce ne privește, în funcție de felul în care vrem să ne uităm. Dacă ne privim pe noi înșine în poziția noastră, puterea lui Dumnezeu este lăsată liberă să ne zidească spiritual și începe să se petreacă în noi o transformare pozitivă treptată. Un model de creștere spirituală. Utilizând aceste simboluri, să încercăm să descriem creșterea spirituală. Mai jos există o ilustrație simbolizând un prunc în Hristos, un tânăr în Hristos și un om matur în Hristos. După cum putem vedea, viața lui Hristos din lăuntru omului, omul din lăuntru, este hrănită tot mai mult pe parcursul acestor etape. Duhul Sfânt ajunge să controleze tot mai mult viața omului pe măsură ce aceasta se maturizează din punct de vedere spiritual. Figura 18:3, pruncul în Hristos, un cerc mic alb în mijlocul unui pătrat cenușiu. Tânăr în Hristos, un cerc mijlociu alb în mijlocul unui pătrat cenușiu. Matur în Hristos, un cerc mare alb care a ocupat aproape tot pătratul cenușiu. Însă ceva nu este bine reprezentat în această ilustrație. Deși omul din lăuntru este zidit, ce se întâmplă cu omul din afară? Dimensiunea mea spirituală poate se apropie tot mai mult de Dumnezeu, însă natura mea carnală există încă. În Romani 8:10, Pavel spune: și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina dreptății. Așa cum am menționat ceva mai devreme, Pavel a folosit termenul trup sau fire pământească pentru a se referi nu doar la trupul nostru fizic, ci la întreaga persoană care am fost înainte de a ne întâlni cu Hristos. Duhul se referă la noua dimensiune care ne-a fost adăugată după convertire. În sinele nostru lipsit de viață, Dumnezeu a turnat viața lui Hristos. El hrănește viața aceasta prin mijloacele de creștere pe care le-am discutat. Dar mai există ceva. Dumnezeu a introdus un al doilea proces care trebuie să lucreze și El alături de zidirea creștinului. Acesta este un proces destructiv, descris adesea ca o moarte progresivă. Pavel spune în Romani 8:13, dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Acest proces prin care facem să moară faptele trupului, prin care zdrobim vechea noastră natură, este cel de-al doilea proces, procesul destructiv. Cel de-al doilea proces. Natura noastră păcătoasă îl împiedică pe Dumnezeu să se exprime prin noi. El vrea să se manifeste prin noi, El vrea să ne folosească drept instrumente ale dragostei Lui față de alții. Pentru aceasta El trebuie să-și facă drum prin ceea ce Pavel a numit omul nostru din afară, 2 Corinteni 4:16, firea noastră pământească, Romani 8:12, sau trupurile noastre muritoare, Romani 8:11. Când Pavel spune, dacă trăiți după îndemnurile ei, a firii pământești, veți muri, el nu ne amenință cu moartea fizică dacă păcătuim. Această moarte, în ghilimele, este sentimentul suferinței și al îndepărtării de Dumnezeu care va cuprinde totul în viața noastră dacă trăim preocupați numai de lucrurile cărnii. Observați că trăirea după îndemnurile firii pământești nu se referă în acest pasaj la viața noastră ca necreștini. Pasajul folosește timpul prezent și descrie nu convertirea, ci procesul creșterii spirituale, când spune, faceți să moară faptele trupului. Acest proces de zdrobire slăbește domnia naturii noastre vechi, astfel încât viața lui Hristos din lăuntru să se poată arăta mult mai clar. În timp ce omul nostru lăuntric este zidit, omul nostru din afară este zdrobit sau făcut să moară. Pavel a folosit pentru acest proces un limbaj care exprimă viața din moarte. Exact cum a spus că noi am murit și am înviat împreună cu Hristos în ce privește poziția noastră, aici el ne spune că moartea și învierea sunt un proces în această viață. Diferența e clară. Pavel se referă consecvent la moartea noastră împreună cu Hristos ca la un fapt împlinit.
Însă moartea de care e vorba aici e un proces zilnic, care nu se sfârșește niciodată. Nu este deci de mirare că teologii se referă la o tensiune între deja, nu încă, în limbajul lui Pavel. Procesul vieții din moarte. Unul dintre cele mai clare pasaje în care Pavel descrie procesul viață din moarte este următorul. Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. 2 Corinteni 4, 10, 11. Ceva mai jos în acest pasaj, el reafirmă aceasta în felul următor. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. 4 cu 16. În timp ce persoana noastră din lăuntru este zidită, omul din afară se trece sau purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus. Conform acestor afirmații, viața se naște din moarte, întocmai cum a declarat Iisus despre propria lui misiune, spunând că ea constă în a aduce viață din moarte, Ioan 12, 24-26. Cum funcționează acest proces al morții sau al trecerii? Ce înseamnă, prin Duhul face să moară faptele trupului? Vom încerca să răspundem la aceste întrebări în capitolul următor. Viața din moarte. Am văzut că în viața noastră se desfășoară atât un proces constructiv cât și unul destructiv. În timp ce cooperăm cu Dumnezeu la zidirea omului nostru lăuntric spiritual, El lucrează asupra omului nostru din afară, căutând să frângă strânsoarea acestuia asupra noastră. Apostolul Pavel spune că motivul pentru care Dumnezeu trebuie să zdrobească omul nostru din afară este acela ca omul din lăuntru, sau ceea ce el numește viața lui Iisus, să poată să se arate în trupul nostru. 2 Corinteni 4:10. Ce înseamnă să se arate? Înseamnă să se manifeste, să se reveleze sau să se demonstreze. Dumnezeu vrea să se manifeste prin noi, însă ceva îl împiedică. Omul nostru din afară continuă să ne exprime, nu Hristos. Ideea că Hristos se manifestă prin noi duce la o altă afirmație a lui Pavel în 2 Corinteni 4:12. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Aici avem principiul slujirii sau a lucrării creștine. Trupul lui Hristos este hrănit atunci când unele dintre mădularele lui colaborează cu Dumnezeu în vederea uciderii faptelor firii pământești în viața lor. De ce unii oameni pot fi o binecuvântare atât de mare pentru noi atunci când ne slujesc? Pentru că aceasta este nevoie de ceva, pentru aceasta este nevoie de ceva mai mult decât ani întregi petrecuți în studiu și rugăciune. Apare aici în plus acțiunea de maturizare realizată de Duhul Sfânt, inclusiv suferința din viața lor. Noi, cei care dorim să fim folosiți de Hristos, trebuie să acceptăm ideea că vom putea fi folosiți de El doar dacă vom fi pregătiți să purtăm în trupul nostru moartea lui Iisus. Dacă vrem ca viața lui Hristos să se manifeste prin noi, trebuie să ne supunem unui proces dureros, dar necesar, de moarte treptată în omul nostru din afară. Adevărata eficacitate spirituală în lucrarea creștină se bazează pe zdrobirea noastră și pe conformarea noastră la chipul lui Hristos. Ce anume zdrobește firea pământească? Dumnezeu folosește lucruri ca scriptura, rugăciunea, părtășia și lucrarea de slujire pentru a zidi omul nostru lăuntric, însă acestea nu vor acționa asupra omului din afară. Conform textului din 1 Corinteni 2:14, omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Îi putem citi din Biblie naturii noastre firești toată noaptea fără să obținem nici cel mai mic efect. Firea pământească poate chiar să învețe cum să se roage și să înalțe rugăciuni pline de îndrăzneală la întrunirile de rugăciune, dar astfel de lucruri spirituale trec peste firea pământească fără să lase niciun efect. Atunci ce va folosi Dumnezeu ca să zdrobească natura noastră firească? Pentru această lucrare, Dumnezeu folosește experiențele și circumstanțele exterioare.
Întocmai cum lucrurile spirituale afectează omul din lăuntru, lucrurile exterioare afectează firea pământească. Lucruri ca necazul, boala, persecuția, eșecul sau primejdia sunt ca niște lovituri care se abat pe carapacea groasă a firii pământești. S-ar putea ca noi să vedem o fisură în carapacea care împiedică manifestarea lui Hristos prin noi, așa cum sugerează următorul set de ilustrații. Figura 19:1. Un pătrat în care cercul alb, adică viața lui Iisus, este mic. M-am săturat de colegii de cameră, se plânge studentul de la colegiu, n-am de gând să le mai suport egoismul și grosolania, mă căsătoresc. Apare un ciocan deasupra și o fisură mică. Căsătoria nu e chiar atât de ușoară cum am crezut eu, un ciocan care lovește și apar mai multe fisuri. Pe măsură ce aceste fisuri se lărgesc, Hristos se poate manifesta prin noi din ce în ce mai mult, așa cum arată ilustrația următoare. Un model mai bun. În această ilustrație, figura 19:2, găsim atât zidirea omului din lăuntru, cât și zdrobirea omului din afară. Rezultatul este o manifestare tot mai puternică a vieții lui Hristos. Chiar și creștinul de curând convertit, reprezentat în stânga, poate să aibă fisuri prin care Dumnezeu să se poată manifesta. Acestea devin tot mai mari și mai adânci în cazul tânărului în Hristos. Dar chiar și cel mai matur creștin simbolizat în dreapta va mai avea anumite trăsături ale firii pământești care se agață de natura sa. Cum va proceda Dumnezeu? Pavel a menționat câteva experiențe amenințătoare în legătură cu lucrarea de zdrobire a Duhului Sfânt. În Romani 8:36 el a spus: din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Într-un alt pasaj a spus: suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare, în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți, prigoniți, dar nu părăsiți, trântiți jos, dar nu la pământ. 2 Corinteni 4:8-9. Ce înseamnă să fii încolțit în toate chipurile, să fii trântit la pământ, să fii în grea cumpănă sau prigonit? Esența păcatului este autonomia sau independența. Dumnezeu poate folosi orice fel de experiență de pe urma cărei avem de suferit ca să lovească în această independență. Când ne confruntăm cu eșecuri, suferințe și durere, noi suntem aduși înapoi într-o nouă dependență de Dumnezeu. Uneori numai cea mai cumplită disperare ne forțează ca în cele din urmă să abandonăm nădejdea în viața trăită cu încrederea în sine. În 2 Corinteni 1:8-9, Pavel amintește: am fost apăsați peste măsură de mult, mai presus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață, ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu, care înviază morții. Așadar, o parte din procesul care ne este pus înainte constă în desprinderea încrederii noastre în strategiile firești pe care le-am folosit pentru a rezolva problemele din viața noastră. Dacă exemplul lui Pavel din 2 Corinteni 1 este tipic, numai necazul cel mai mare și mai presus de puterile noastre, mai exact de puterea noastră naturală, fără ajutorul lui Dumnezeu, va fi suficient ca Dumnezeu să-și împlinească planul cu noi. Această descriere este amenințătoare pentru cititorul serios. Dar ce altă soluție avem? Fie că ne supunem planului lui Dumnezeu pentru viața noastră, fie că urmăm planurile noastre și ne urzim noi înșine o soartă mai rea. Pavel a fost bucuros că a trecut prin această experiență și fără îndoială și noi vom fi bucuroși dacă o vom îndura. Făcuți asemenea chipului lui Hristos. În Romani 8:28-29, Pavel a descris marele tablou. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.
Oamenilor le place să citeze o parte din acest verset la înmormântări și la alte evenimente tragice. De obicei, se folosește formula toate lucrurile lucrează împreună spre bine. În această formă, ea sună mai degrabă ca un fatalism pozitiv stupid. Dar versetul citat mai sus nu spune așa ceva. El face o promisiune importantă, dar el impune și condiții importante pentru promisiunea aceasta. În primul rând, Dumnezeu nu spune în acest verset că El este Cel care cauzează toate lucrurile. Versetul spune mai degrabă că El face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine în anumite condiții. Cu alte cuvinte, într-o lume căzută există o mulțime de suferințe dintre care El poate să aleagă și nu-i necesar ca El să fie cauza unor asemenea experiențe într-un sens direct. În binecunoscuta narațiune din Vechiul Testament, prietenii lui Iov au ajuns la necaz din cauza că au emis speculația că Dumnezeu era cauza suferinței lui Iov, mergând până acolo încât au pretins cu aroganță că ei știu motivul dezastrului în care se găsește Iov. În realitate, ei nu știau aproape nimic. Cauza directă a suferinței lui Iov a fost diavolul, iar încercările lor de a-L limita pe Dumnezeu la relația cauză-efect au fost superstițioase și crude pentru Iov. În al doilea rând, acest verset nu pretinde că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. El spune că Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună numai spre binele anumitor oameni și anume, spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați după planul său. Pentru acești oameni și numai pentru aceștia, toate lucrurile vor fi folosite de Dumnezeu înspre binele lor. Prezentarea făcută aici pare să nu-i cuprindă nici măcar pe toți creștinii, deși s-ar putea ca unii să nu fie de acord cu acest punct de vedere. După cum consideră cei mai mulți numai acei creștini care au acceptat pe deplin perspectiva unei creșteri spirituale categorice, se pot baza pe această promisiune. În sfârșit, la ce plan trebuie să fim noi chemați și ce înseamnă că toate lucrurile lucrează împreună spre bine? Versetul următor arată care este planul acesta. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Romani 8:29. Cuvântul de legătură căci pe aceea, arată că acest verset continuă ideea din versetul anterior. Scopul lui Dumnezeu este ca noi să fim făcuți asemenea chipului fiului său. Acesta este binele pentru care Dumnezeu va folosi toate lucrurile. Dumnezeu vrea ca eu să devin tot mai mult asemenea lui Hristos în această viață și atunci când cooperez cu El în acest scop, fiecare împrejurare va sluji să mă ajute să înaintez pe cale. Este acesta ascetism? Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu și dacă am acceptat că scopul lui cu noi este cel mai bun, el va începe să ne facă asemenea chipului fiului său. Acest proces va include atât zidirea omului nostru din lăuntru, cât și zdrobirea omului nostru din afară. Cu alte cuvinte, dacă ne propunem să-L urmăm pe Dumnezeu, vom avea de suferit. Multe tipuri de religii se concentrează asupra suferinței într-o măsură extraordinar de mare. Nu numai în creștinism, ci în majoritatea religiilor din lume există oameni care cred că suferința e folositoare pentru creșterea spirituală, mergând până acolo încât își aplică singuri pedepse serioase. Unii se privează de plăcerile obișnuite, alții se rănesc, se taie, se biciuiesc sau își torturează altfel trupurile. Cei care practică astfel de lucruri sunt cunoscuți de obicei sub denumirea generică de asceți. Asceții sunt oameni care cred că suferința este cheia creșterii sau iluminării spirituale chiar și atunci când ea e pricinuită de ei înșiși. De obicei, aceștia doresc să-și pedepsească trupul sau să-l suprime prin tortură pentru a-l aduce la supunere. Criticii pretind că Pavel a fost un asemenea ascet, însă acest lucru nu este adevărat. Ascetismul este străin de Biblie.
Pavel spune că aceste teorii sunt bazate pe speculații religioase omenești și sunt lipsite de valoare. De exemplu, în Coloseni 2, cu 20 la 23, el spune: dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri, care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Vedem aici că lucruri ca abstinența de la plăcerile normale și tratamentul sever aplicat trupului sunt fără valoare împotriva indulgenței față de firea pământească. Într-adevăr, dacă înțelegem corect aceste idei superstițioase, ne dăm seama că ele însele sunt indulgențe firești. Carnalitatea religioasă este cea mai rea și Iisus a folosit cele mai aspre mustrări la adresa oamenilor religioși. Matei 23. Versetele citate anterior cu referire la purtarea morții lui Hristos în trupul nostru sunt complet diferite de idealul ascetic. În primul rând, nu este niciodată necesar să ne provocăm intenționat suferință. Dumnezeu ne avertizează aici doar că El va permite suferinței să pătrundă în viața noastră. El nu ne învață să căutăm suferința. În al doilea rând, suferința noastră nu este un scop în sine, ci un mijloc pentru a ajunge la un scop. Când Pavel spune într-un pasaj: eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg, mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat, 1 Corinteni 9:26-27, el vorbește în contextul antrenamentului atletic. Asprimea față de trup este o metaforă care se referă la disciplina pe care atleții o practică atunci când se antrenează pentru competițiile lor. Mai exact, el spune: căci, măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să-i câștig pe cei mai mulți. 1 Corinteni 9:19. Acesta nu este ascetism unde durerea este un scop în sine? Suferința îndurată în urmărirea unui scop este suferință pragmatică. Ascetismul caută durerea din motive nepragmatice, cum ar fi iluminarea lăuntrică. În toate pasajele biblice referitoare la suferință, accentul nu cade pe căutarea acesteia ca și când ea ar fi o virtute, ci pe îndurarea ei într-o atitudine corectă. Nu trebuie niciodată să ne abatem de pe făgașul care este voia lui Dumnezeu, doar pentru că acesta s-ar putea să implice suferință. Dar nici nu trebuie să fim suspicioși când Dumnezeu ne conduce printr-o perioadă de bucurii. Dumnezeu nu vrea să ne vadă suferind dacă acest lucru nu-i necesar pentru creșterea noastră spirituală. Putem să-L lăsăm pe El să decidă când este cazul să suferim în viață. Disciplinarea de către Duhul Sfânt văzută din perspectiva legalistă. Cei care își iau identitatea din faptele lor denaturează doctrina disciplinării Duhului Sfânt. Ascetismul este una dintre posibilități pentru cei care au o gândire legalistă și noi am văzut deja de ce ascetismul nu are locul în creștinismul biblic. Majoritatea asceților sunt într-adevăr foarte legaliști. Mai există însă o denaturare mult mai frecventă în gândirea legalistă. Această denaturare confundă disciplinarea spirituală cu justiția, chiar dacă nu există nicio legătură între acestea două. Tabelul următor ne va ajuta să înțelegem diferența dintre aceste două concepte. Tabelul 19 cu 1, justiția comparată cu disciplinarea. Justiția. Datorită justiției sale, Dumnezeu va răsplăti răul cu o pedeapsă corespunzătoare vinei. Aceasta este doctrina de nea justiția răsplătește binele. Disciplinarea. În disciplinare nu există potrivire între un comportament dat și pedeapsa sau răsplata corespunzătoare.
În schimb, accentul cade pe ceea ce va fi de folos pentru cel ce este supus disciplinării. Justiția. Niciun om nu reușește să atingă standardul binelui sub justiția lui Dumnezeu. Toți merită să fie judecați. Creștinii cred că judecata a fost împlinită în Hristos. Disciplinarea. În disciplinare, cel disciplinat este obiectul dragostei. De vreme ce scopul este îndreptarea celui pedepsit, disciplinarea se raportează la condițiile din viața persoanei în cauză, nu la abaterile acesteia. Justiția. Justiția se uită în urmă pentru a se asigura că pedeapsa corespunde vinei. Disciplinarea. Disciplinarea se uită spre viitor, ca să stabilească dacă acțiunile îl vor ajuta pe cel supus disciplinării să se îndrepte. Justiția nu poate refuza să-l pedepsească pe cel care merită acest lucru. Disciplinarea este liberă să reacționeze la orice faptă după cum va fi cel mai benefic pentru cel care primește disciplinarea. Aceasta poate include chiar și a nu lua nicio măsură disciplinară. Justiția nu ar acționa niciodată în vederea pedepsirii cuiva care n-a făcut niciun rău. Disciplinarea poate aduce suferință în viața cuiva care n-a făcut niciun rău anume. Cadrul mai larg al dezvoltării vieții omului arată că zdrobirea poate fi necesară chiar dacă în viața celui în cauză n-au existat probleme deosebite în ultima vreme. Din acest tabel putem vedea că judecata și disciplinarea nu sunt același lucru, nici măcar nu sunt similare. Înțelegerea corectă a disciplinării ne va scuti să ne mai punem întrebări ca: de ce mă pedepsește Dumnezeu? Deși nu vrem să excludem libertatea lui Dumnezeu de a aplica disciplinarea în cazul anumitor comportamente, fapt e că adesea disciplinarea nu este direct legată de un păcat anume sau de o serie de păcate. Dimpotrivă, de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează în viața noastră într-un mod mai general. Omul care speculează întrebându-se dacă nu cumva Dumnezeu a îngăduit ca mașina lui să se strice ca să se răzbune pe el pentru că odată și-a ieșit din fire, merge de obicei pe un drum greșit. Acest gen de speculație este legat mai mult de justiție și de legalism decât de disciplinare. Pavel este conștient de tendința noastră de a interpreta disciplinarea într-un mod legalist. În Romani 8:33 el scrie: cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește drepți. În contextul efectului de sfințire pe care suferința l-are asupra vieții credincioșilor, Pavel ne aduce aminte că asemenea acuzații trebuie ignorate. Fapt este că legaliștilor le este greu să înțeleagă disciplinarea, deoarece ea este atât de nelegalistă. Observăm în general două reacții paradoxale la gânditorii legaliști privitor la nevoia de a-i disciplina pe cei pe care îi iubim. Pe de o parte, există uneori o asprime, rigidă, care insistă că pedeapsa trebuie să fie pe măsura vinei. Îngăduința este văzută ca o trădare a standardelor lui Dumnezeu. În alte ocazii, legaliștii au oroare la ideea de a-l disciplina pe cineva. Acuzația lor poate fi aceea că, dacă aplicăm disciplina, noi îl respingem pe cel disciplinat sau suntem lipsiți de dragoste față de el. Este ironic faptul că ambele păreri antitetice provin din aceeași sursă ideologică, legalismul. Să vedem cum funcționează ele și de ce ambele sunt greșite. Pedeapsa trebuie să fie pe măsura vinei. În disciplinare nu-i nevoie să facem în așa fel încât consecința să fie pe măsura vinovăției. Orice sentiment că noi trebuie să procedăm astfel este un argument ce ține de justiție care este legalistă. În disciplinare, ideea nu este să se dea o replică vinovăției, ci de a-l ajuta pe cel căruia îi se aplică disciplinarea. Probabil vom putea înțelege mai bine faptul acesta dacă vorbim în termenii educării unui copil. Pot să aleg să disciplinez un copil pentru o anumită vină, în timp ce altuia nu-i fac nimic pentru o greșeală asemănătoare.
Motivele alegerii mele pot să aibă de-a face, printre altele, cu istoria recentă a disciplinării ambilor copii, cu statutul relației lor față de mine, cu morala lor sau cu încrederea pe care o au în ce privește comportamentul, precum și cu temperamentul sau vârsta lor. Principalul lucru va fi să stabilesc ce va produce binele cel mai mare celui disciplinat. Desigur, dacă copiii mei au ceva de spus despre situația creată, ei vor încerca probabil să-mi forțeze mâna, în ghilimele, împingându-mă într-o dispută legalistă asupra obligației. N-ai procedat la fel cu cutare și cutare când a făcut același lucru. Din fericire, dată fiind înțelegerea libertății pe care o am în privința situațiilor de disciplinare, nu-i voi lăsa să mă pună la colț, în ghilimele, în felul acesta. Dumnezeu are aceeași libertate când lucrează cu noi. El ne va călăuzi în experiențe potrivite pentru creșterea noastră spirituală și nu pe măsura păcatelor noastre din trecut. De asemenea, avem promisiunea importantă că El nu ne va lăsa să trecem prin vreo încercare pe care să n-o putem îndura. 1 Corinteni 10:13. Disciplinarea înseamnă respingere sau lipsă de dragoste, în ghilimele. Această idee rezultă din legătura greșită dintre disciplinare și judecată. Judecata este antitetică dragostei, ceea ce se poate vedea din faptul că cei din iad nu vor gusta niciodată dragostea lui Dumnezeu. Ei au fost respinși în cel mai adevărat sens al cuvântului. Tot astfel, un judecător care strâmbă legea în favoarea cuiva pe care îl iubește va fi nedrept, în ghilimele. În felul acesta e ușor de înțeles de ce legaliștii simt adesea că disciplinarea înseamnă respingere. Ei cred sincer, fără să-și dea seama, că judecata înseamnă respingere. Legaliștii, indiferent dacă înclină spre aplicarea rigidă a disciplinării sau dacă se împotrivesc oricărei disciplinări, își exprimă de obicei legalismul conform înclinațiilor temperamentale. De asemenea, același legalist poate oscila dintr-o extremă în alta în diferite momente și cu diferiți oameni, în funcție de scopul acelei relații particulare, care poate fi judecata sau manipularea. Dar lucru cu adevărat trist în cazul tuturor legaliștilor este că cei pe care aceștia iubesc sunt lipsiți de foloasele disciplinării izvorâte din dragoste. În viața legalistului apar probleme din cauza că el aplică aceleași definiții greșite și atunci când Dumnezeu încearcă să-l disciplineze pe el personal. Legaliștii fie se simt respinși de Dumnezeu, fie trăiesc cu teama și presimțirea că Dumnezeu este gata să se răzbune pentru ceva ce au făcut. Nu se va petrece niciunul din aceste lucruri, dar asemenea așteptări greșite pot otrăvi relația lor cu Domnul. Perspectiva harului. Dacă credem că disciplinarea lui Dumnezeu este întotdeauna o reacție cauză-efect la anumite păcate pe care le-am comis, atenția noastră se îndreaptă spre acțiunile noastre ca soluție pentru evitarea mâniei, în ghilimele, divine. În loc de aceasta, este necesar să vedem ce încearcă Dumnezeu să facă din dragoste pentru noi atunci când ne lasă să ne confruntăm cu anumite încercări. Cei care cresc spiritual sub harul lui Dumnezeu ajung să vadă tot mai mult mâna lui disciplinatoare ca pe un semn al dragostei și al purtării lui de grijă. Atunci vom putea să privim spre Dumnezeu cu încrederea că El va lucra corect cu noi. Condiții pentru viața din moarte. Suferința pe care Dumnezeu o lasă să pătrundă în viața noastră nu ne va face în mod necesar să fim asemenea lui Hristos. V-ați întreba vreodată de ce este necesar să înțelegem ce face Dumnezeu când permite să purtăm în trupul nostru moartea lui Iisus? Nu poate El pur și simplu să lucreze și să lase lucrurile așa cum sunt? Răspunsul este nu. Iată încă o întrebare. De ce unii creștini par să sufere fără să crească spiritual? Oare nu toți creștinii care suferă vor crește în raport direct cu suferința lor? Din nou, răspunsul este nu. Trebuie să îndeplinim anumite condiții înainte de a ne putea aștepta să vedem că suferința noastră ne ajută să fim tot mai mult asemenea lui Hristos.
Condiția 1. Credința care cooperează activ. Dumnezeu caută o cooperare activă și conștientă cu noi atunci când ne transformă viața. Consimțământul pasiv nu este niciodată suficient. Trebuie să pășim înainte adoptând o atitudine corectă și să căutăm să știm ce anume încearcă El să ne arate în fiecare situație. Trebuie să recunoaștem de bunăvoie că mâna lui Dumnezeu este cea care ne modelează și nu doar factorii de ordin sociologic sau fizic. Vom ști că avem atitudinea corectă atunci când vom fi în stare să-i mulțumim lui Dumnezeu în mijlocul încercărilor. Dumnezeu spune, mulțumiți în toate lucrurile. 1 Tesaloniceni 5,18. Observați că El nu spune mulțumiți pentru toate lucrurile. Unele lucruri sunt atrocități, altele sunt tragice. Noi nu mulțumim pentru acele lucruri ca și când Dumnezeu ar fi comis atrocitatea. În loc de aceasta, El spune mulțumiți în toate lucrurile. Aceasta înseamnă că trebuie să înțelegem că până și în cele mai grele împrejurări, Dumnezeu are o cale de a valorifica totul în folosul nostru. Încrederea noastră în promisiunile lui Dumnezeu ne ajută să-i mulțumim lui pentru ceea ce știm că va fi rezultatul final. Artista creștină paralizată la cele 4 membre, Johnny Erickson Tada, mărturisește că acum se bucură pentru accidentul care a lăsat-o handicapată. Va trebui să trecem prin această formă deosebită de suferință, dar ni se va cere să trecem printr-o anumită formă de suferință, adesea mai mare decât ne-am aștepta noi. Pavel a spus, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Romani 8, 36-37. Dumnezeu caută această atitudine la noi. Când suntem prea orbi din punct de vedere spiritual ca să vedem mâna Lui în împrejurările noastre, trăim într-o lume a resentimentelor firești, în loc să fim mulțumitori. Condiția 2. Suferința nu este rezultatul păcatului. Să încercăm să formulăm această condiție cu mai multă acuratețe și atenție. S-ar putea ca de obicei suferința noastră să nu fie rezultatul păcatului nostru personal, inclusiv a păcatelor de omitere. Apostolul Petru ne-a avertizat, nimeni din voi să nu sufere ca făcător de rele. 1 Petru 4,15. Când creștinii folosesc heroină, ei devin dependenți de ea întocmai ca necreștinii. Când încălcăm legea, mergem la închisoare, exact ca necreștinii. Când ne vârâm mâna în foc, ne ardem la fel ca toată lumea. Dacă suferința noastră este rezultatul direct al unui lucru rău pe care îl facem, răspunsul biblic ar fi să ne îndreptăm acțiunile. Ar fi o greșeală să-i mulțumim pasiv lui Dumnezeu pentru o situație care nu este voia Lui. Anumite suferințe nu sunt voia lui Dumnezeu și nu ne vor ajuta să creștem spiritual. Dacă simt durerea singurătății pentru că vin întotdeauna acasă de la lucru și rămân singur, Dumnezeu vrea ca eu să mă ridic, să merg unde se află alți oameni și să încerc să stabilesc relații cu ei. Nu pot să stau în această singurătate așteptând ca Dumnezeu să mă transforme prin ea, deoarece în primul rând această suferință nu este după voia lui Dumnezeu. Dumnezeu poate folosi această durere ca să ridice nivelul nevoii în viața mea, însă dacă răspunsul meu nu va fi schimbarea atitudinii, voi opri creșterea mea spirituală. Dumnezeu vrea ca eu să pășesc înainte, fiind încredințat că El îmi va da prilejul și puterea și să mă așez într-o poziție în care El mă poate învăța cum să mă raportez la alții. Ciudat este faptul că uneori Dumnezeu ne binecuvântează prin suferința pe care am atras-o noi înșine asupra noastră păcătuind, dar aceasta nu este o regulă generală. De exemplu, un alcoolic care nu va lua măsura de a înceta să mai bea, va rămâne uneori ani de zile fără niciun fel de creștere spirituală. Însă, dacă suntem cinstiți, trebuie să recunoaștem că o mare parte din suferința noastră este legată într-un fel sau altul de păcatul nostru personal
deși Dumnezeu folosește adesea păcatul nostru ca să ne binecuvânteze. Biblia conține exemple ale acestui fel de binecuvântare. De exemplu, Dumnezeu nu s-a bucurat când israeliții au cerut un rege în perioada judecătorilor, 1 Samuel 8:5-7. El a spus că această cerere înseamnă de fapt că ei îl resping pe el ca rege al lor. Totuși, el le-a permis să aibă un împărat și apoi a declarat că dinastia pe care au instaurat-o va culmina cu un rege absolut, cu regele Mesia. Într-o altă ocazie, David a comis adulter și crimă ca să obțină pe Batșeba de soție. Dumnezeu l-a disciplinat, dar în același timp a folosit-o totodată pe Batșeba ca să dea naștere liniei genealogice mesianice. Dumnezeu poate, în mod cert, să folosească răul spre bine, însă El nu este obligat să o facă și, de asemenea, poate decide că cel mai bun răspuns la păcatul din viața noastră este să ne lase să fierbem în suc propriu, până când ne săturăm de viața noastră lipsită de evlavie. Aceasta ar putea fi privită ca o formă de disciplinare corectivă. Dumnezeu a spus clar că voia Lui este ca suferința disciplinatoare pe care ne-o aplică să nu fie urmarea păcatului nostru. Din acest motiv ne va fi cu mult mai bine dacă vom încerca să evităm păcatele vătămătoare de comitere sau omitere. Nu pentru că prezența sau absența acestor lucruri constituie creștere spirituală sau pentru că aceasta garantează creșterea spirituală. Trebuie să evităm asemenea lucruri deoarece aceasta este voia lui Dumnezeu care ne iubește și s-a dat pe sine pentru noi. Consecințele păcatului în viața aceasta pot fi grave. Multe păcate le fac rău acelora pe care vrem să-i binecuvântăm. Aceasta ne duce înapoi la discuția noastră anterioară despre răceala obișnuită. Nu-i nimic rău în limitarea sau reducerea simptomelor unei răceli, chiar dacă acesta nu e un tratament. În timp ce așteptăm ca Domnul să lucreze în vederea maturizării noastre, trebuie să căutăm să limităm păcatul grav, chiar și prin constrângeri exterioare, ca să nu împiedicăm astfel planul lui Dumnezeu pentru creșterea noastră. Condiția 3. Nici o soluție nelegitimă de reducere a durerii. Noi toți avem modalitățile noastre de a evita durerea. Poate că ne izolăm ca să evităm durerea pricinuită de relațiile cu alții, sau poate că atunci când suntem deprimați ne punem pe băut sau pe mâncat. Poate că ne înfuriem și strigăm când oamenii se apropie prea mult de noi, sau poate că atunci când ne simțim singuri ne refugiem în alte experiențe sexuale, sau chiar ne punem pe făcut cumpărături. Cu toții avem căi de a evita durerea. Aceste strategii dau naștere la o serie de probleme atunci când Dumnezeu încearcă să lucreze asupra omului nostru din afară. O problemă este aceea că multe din aceste strategii implică ceva evident imoral. Altele nu sunt evident imorale. A cheltui bani sau a mânca nu este un păcat. Însă când acestea devin soluții nelegitime de diminuarea durerii, problema se schimbă. Strategiile noastre de diminuare a durerii devin în esență o coardă de parașută de care tragem de fiecare dată când durerea noastră atinge un anumit prag. Dacă Dumnezeu ne aduce la un punct dureros în viața noastră, aceasta este pentru binele nostru. Dacă ar exista o altă cale ca El să-și realizeze scopurile fără durere, putem fi siguri că El ar folosi-o. Dar dacă începem să tragem de coarda parașutei încă înainte de a afla de ce am ajuns la acel punct, noi pur și simplu întrerupem lucrarea lui Dumnezeu. Nu-i ușor să înveți un copil să meargă pe bicicletă. Copilul pedalează câteva săptămâni cu ajutorul roților de sprijin și dobândește sentimentul că știe cum să meargă cu bicicleta. Dar desigur el nu știe cum să-și țină echilibru pe bicicletă. De fiecare dată când își pierde echilibrul, roțile de sprijin îl salvează pe copil de la cădere. Pentru a învăța cu adevărat să meargă cu bicicleta, copilul trebuie să dea jos roțile de sprijin. Cel care îl învață pe copil să meargă pe bicicletă trebuie să-l vadă pe copil căzând
și rănindu-se adesea. Există vreo altă cale? Trebuie să fim pregătiți să ne confruntăm cu durerea, fără roțile de sprijin pe care le folosim în viața noastră. Altminteri nu vom ajunge niciodată la punctul în care moartea lui Isus să fie purtată eficient în omul nostru din afară. Trebuie să refuzăm folosirea unor soluții nelegitime de diminuare a durerii. În Evrei 12, Dumnezeu pune problema pierderii cumpătului sub mâna lui disciplinatoare. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a dreptății. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, pentru ca mădularul care este șchiop să nu fie scos din încheietură, traducerea NASB, ci mai degrabă să fie vindecat. 12:11-13. Nici o disciplinare nu-i plăcută, dar ea dă rezultate. Cea mai interesantă expresie din acest pasaj este ultima. Ce vrea să spună el când ne avertizează ca mădularul care este șchiop să nu fie scos din încheietură, ci mai degrabă să fie vindecat? În lumea antică, fracturarea unui os putea fi o experiență îngrozitoare pe care n-o uitai toată viața. Anticii știau cum să așeze la loc anumite încheieturi dislocate, însă ei nu știau multe despre anestezie. Imaginați-vă că aveți piciorul fracturat și că în față vă stă perspectiva ca un medic din antichitate să vă fixeze osul fără anestezie. Operația de fixare a unui os este una din cele mai dureroase experiențe cunoscute de oameni, însă era esențial ca cel cu osul fracturat să stea liniștit în timp ce doctorul lucra. Dacă persoana accidentată se zvârcolea de durere, ea putea să disloce și mai mult fractura, până acolo încât doctorul să n-o mai poată aranja. În lumea antică existau pretutindeni oameni care mergeau în cârje toată viața, pur și simplu din cauza că și-au rupt cândva piciorul. În cazul lor, piciorul a fost dislocat complet din încheietură. Nu e nicio exagerare să spunem că în lumea antică viitorul omului depindea de capacitatea lui de a sta liniștit și de a lăsa pe doctor să lucreze. Aceasta este împrejurarea din viața reală pe care autorul epistolei către evrei a ales-o pentru a ilustra necesitatea ca noi să stăm liniștiți și să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Când el le-a spus cititorilor lui să croiască cărări drepte pentru picioarele lor, el i-a îndemnat să reziste ispitei de a fugi de sub mâna disciplinatoare a lui Dumnezeu, căutând soluții de diminuare artificială a durerii. Mizele sunt foarte mari aici. Avem ocazia să creștem la o maturitate autentică în Hristos, dar numai dacă stăm liniștiți și lăsăm pe doctor cu D mare să lucreze. Să nu îndrăznim să fugim pur și simplu de relații când ele devin prea dureroase. Să nu îndrăznim să dezertăm din rolul de slujire pe care Dumnezeu ni l-a dat în biserică de fiecare dată când ne simțim bine sau când nu reușim să vedem rezultatele, când nu ne simțim bine sau când nu reușim să vedem rezultatele pe care le așteptăm. Dacă nu rămânem liniștiți ca Dumnezeu să lucreze, s-ar putea ca efectiv să împiedicăm lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră prin faptul că fugim de fiecare dată când Dumnezeu pune la colț firea noastră pământească. O precizare. Trebuie să respingem folosirea mijloacelor nelegitime de reducere a durerii, însă nu-i necesar să întoarcem spatele și mijloacelor legitime de diminuare a durerii din viața noastră. Dacă ne doare capul, trebuie să ne simțim liberi să luăm aspirină. Dacă suntem obosiți, trebuie să ne simțim liberi să dormim atât cât este necesar. Dacă simțim prea mult stres, nu-i rău să ne luăm o vacanță. Orice refuz de a folosi mijloacele rezonabile aflate la îndemâna noastră, în afară de cazul în care ele sunt păcătoase, sugerează ascetism.
sugerează că ne place durerea și credem că durerea e bună în sine. Chiar și schimbarea condițiilor noastre exterioare poate fi un lucru bun. Dacă anumite împrejurări sunt intolerabile, schimbarea lor poate fi singura soluție înțeleaptă. S-ar putea să nu merite să ne cramponăm de o slujbă nemulțumitoare, mai ales când ni se oferă o slujbă mai bună. Un caz clasic este acela când o soție creștină are un soț bețiv și violent, care o abuzează și pe ea și pe copii. Va trebui ca unele situații să fie schimbate înainte să ne putem aștepta să izbutim în eforturile noastre cu ei. Mentalitatea legalistă ar insista să spunem clar care sunt mijloacele legitime de diminuare a durerii și care sunt cele nelegitime, dar noi avem o viziune mai bună asupra lucrurilor. Acesta nu e un principiu legalist. Dumnezeu ne va arăta când o anumită activitate devine dăunătoare pentru planul său, care constă în zdrobirea omului nostru din afară. Condiția 4. O perspectivă orientată pozițional. În ambele pasaje despre procesul vieții din moarte, Apostolul Pavel se referă la propria lui perspectivă asupra vieții, în timp ce se află în mijlocul încercărilor. În 2 Corinteni 4, el se exprimă în felul următor. De aceea, noi nu cădem de oboseală, ci, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Versetele 16-18. Aici vedem ce trebuie să facem când Dumnezeu lucrează. În mod ciudat, Pavel pare să spună că noi trebuie să ne întoarcem privirea dinspre procesul de zdrobire și zidire, chiar în timp ce trecem prin el, întocmai cum ne-am întoarce privirea în timp ce doctorul ne-ar pune la loc piciorul fracturat. Trebuie să ne întoarcem privirea dinspre procesul de zdrobire și să ne concentrăm asupra poziției noastre în Hristos. Nu trebuie să fim preocupați dacă trupul nostru a purtat suficient moartea lui Iisus sau dacă am manifestat deja viața lui Hristos într-o măsură cuvenită. Trebuie să ne întoarcem privirea dinspre condiția noastră și să ne concentrăm asupra poziției noastre sau a noii noastre identități în Hristos. Noi avem încrederea că El va duce la bun sfârșit procesul acesta al vieții din moarte, fără să verificăm în permanență progresul pe care El îl face. Am văzut deja că dacă ne luăm în permanență temperatura spirituală, devenim niște ipohondrii spirituali. Nu mă îngrijorez când am o răceală sau altă boală fizică decât dacă am anumite simptome obiective neobișnuite. Dacă sunt tot timpul concentrat asupra sănătății mele fizice, aceasta îmi răpește eficiența în orice domeniu. Unii oameni devin de-a dreptul neputincioși din cauza că se concentrează asupra bolilor pe care le au. La fel, în domeniul spiritual, trebuie să ne preocupăm de ceea ce suntem deja în Hristos, ceea ce nu se vede, nu de ceea ce am devenit până în clipa de față în această viață, ceea ce se vede. Nu putem sta tot timpul încercând să ne măsurăm creșterea spirituală fără să dezvoltăm o perspectivă orientată spre fapte și am văzut care sunt problemele pe care le ridică acest punct de vedere. În loc de aceasta, trebuie să ne luăm într-un sens privirea de la progresul nostru zilnic și să mergem înainte concentrându-ne asupra lucrurilor Duhului. În Romani 8, în mijlocul discuției sale despre faptul că Dumnezeu aduce în viețile noastre viață din moarte, Pavel spune: Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El ca să fim și proslăviți împreună cu El. Romani 8, 16-17. De ce vorbește el despre moștenirea noastră în împărăția lui Dumnezeu în mijlocul unui pasaj despre creșterea spirituală? Concentrându-ne asupra statutului nostru înalt din viitor, noi primim curajul să îndurăm suferința în această viață.
Observați cât de asemănător este versetul următor cu cel pe care l-am văzut mai devreme în 2 Corinteni 4 cu 18. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită față de noi. Romani 8 cu 18. Numai la cei care știu încotro se îndreaptă pentru eternitate ne putem aștepta să primească cu bucurie suferința. Numai de la cei care știu încotro se îndreaptă pentru eternitate, ne putem aștepta să primească cu bucurie suferința. Noi avem siguranța bogăției și a bunăstării viitoare și din acest motiv suntem gata să suferim pentru o vreme în această viață. Nu-i de mirare că Pavel pare să facă o digresiune în escatologie, adică în doctrina lucrurilor ultime, cum este cerul, în mijlocul unei discuții despre creșterea spirituală. Trebuie să privim înapoi la ceea ce Hristos a făcut deja și înainte la ceea ce El va face, ca să ne putem încrede în El acum, când ne conduce prin experiențe plăcute și neplăcute. Romani 8:29 ne promite nouă, ca și creștini, oportunitatea de a fi făcuți asemenea chipului lui Hristos. Ce înseamnă aceasta? Cum vom fi dacă vom trece prin procesul acesta de creștere spirituală? Am vorbit despre creșterea spirituală la modul abstract și am analizat părțile componente. De asemenea, studiul nostru s-a concentrat în general asupra epistolei către Romani, capitolele 5-8, și asupra textelor paralele. Însă uneori este foarte folositor să analizăm tiparul pe care Dumnezeu îl are în minte pentru noi, folosind un model real de trăire creștină. Acum vom lăsa la o parte epistola către Romani pentru a vedea ce fel de persoană a devenit autorul epistolei către Romani după mai mulți ani de creștere spirituală. Probabil că analizând profilul unui creștin matur, putem să ne facem o imagine de ansamblu despre ce fel de oameni vrea Dumnezeu să devenim. Deși Noul Testament ne dă informații biografice despre ultima parte a vieții apostolilor Pavel, Petru și Ioan, cele mai multe detalii pe care ni le oferă sunt despre Pavel. Când Pavel a scris epistolele din închisoare, Efeseni, Filipeni, Coloseni, Filimon, el era creștin de mai bine de 20 de ani. Când a scris epistolele pastorale, 1 și 2 Timotei și Tit, el era probabil și mai înaintat în vârstă. Ce fel de persoană ni se descoperă în aceste cărți? Pentru a fi conciși în studiul nostru, ne vom concentra asupra cărții Filipeni și ne vom referi la unele dintre celelalte cărți, când acestea vor avea legătură cu subiectul nostru într-un mod special. Epistola către Filipeni conține un material deosebit de interesant pentru că ea se adresează unuia din grupurile favorite ale lui Pavel și a fost scrisă înaintea uneia dintre cele mai grele încercări. Cadrul epistolei. Epistola către Filipeni, ca și celelalte așa numite epistole din închisoare, a fost scrisă în timpul celor 2 ani menționați la sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, capitolul 28. Acest pasaj descrie perioada de după arestarea lui Pavel în Iudeea și transportarea lui ca deținut la Roma pentru proces. Luca scrie: când am ajuns la Roma, sutașul a dat pe cei întemnițați căpitanului străjerilor palatului, iar lui Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit cu un ostaș care îl păzea. În versetele 30-31 citim: Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-l vadă, propovăduia împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni, cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Din Filipeni 1 putem stabili că atunci când a scris epistola, Pavel se afla în fața unei posibile morți din partea romanilor. Acuzațiile care îi se aduceau, între care revoltă și incitare la revoltă, duceau adesea la pedeapsa cu moartea, iar audierea lui la tribunalul cezarului trebuie să fi fost iminentă. Filipeni 1:20-23 și 2:17 arată clar că Pavel se gândea la posibilitatea morții sale. De ce este acest om în închisoare? La acea vreme, Pavel era probabil cel mai competent și mai experimentat plantator de biserici creștine din lume. Trebuie să fi fost teribil de greu pentru un om de acțiune, instruit și competent ca Pavel,
să înțeleagă motivele pentru care Dumnezeu a lăsat să fie închis, mai ales mai întâi în Palestina și apoi la Roma. Așa cum am discutat mai înainte, creștinii serioși trebuie să-și formeze obiceiul de a se întreba întotdeauna ce vrea Dumnezeu să facă prin încercările lor. Capacitatea aceasta de a privi la problemele noastre din perspectiva a ceea ce face Dumnezeu, am numit-o perspectivă verticală. Pavel a avut această perspectivă care se vede clar în Filipeni 1:12-13. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindenea iurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Uimitor, Pavel a văzut întemnițarea lui ca promovând lucrarea lui Dumnezeu. Imaginați-vă-l pe Pavel întorcându-se spre Dumnezeu cu dureroasa întrebare de ce a fost părăsit în închisoare, ca apoi să se uite în jos la mâna lui încătușată. Privirea lui urmărește lanțul atașat de cătușe până la capătul lui, fixat de mâna gardianului roman. Un zâmbet se așterne încet pe fața lui Pavel. Salut, spune el, încălzit de ocazia de a comunica adevărul despre Iisus Hristos. Probabil că soldatul roman înlănțuit de brațul lui Pavel credea că prizonierul lui se găsește încătușat într-un loc sigur. Dar Pavel simțea că soldatul este prizonierul lui. Garda palatului sau garda pretoriană se referă la o legiune romană formată din aproximativ 7.000 de bărbați staționați în Roma sau în apropierea Romei. Ei formau un corp de elită care era foarte influent. Chiar dacă expresia toată curtea împărătească este hiperbolică, ea este o afirmație remarcabilă. Din studiile asupra bisericii primare știm că creștinismul a fost răspândit în parte de către soldații retrași din serviciu militar activ, cărora după ce și-au făcut datoria față de stat, li se dădea adesea o bucată de pământ într-una din provincii. Deseori când suferim încercări, Dumnezeu este pregătit să-și realizeze scopurile prin noi doar dacă vom adopta punctul de vedere corect. Cine și-ar fi închipuit că Dumnezeu l-a lăsat pe Pavel să fie închis de oameni care, după ce au ascultat zilnic o prezentare atent argumentată a Evangheliei, urma să răspândească creștinismul în rândul acestui grup de elită format din cetățenii romani și de acolo în tot imperiul? Pavel știa ceva ce n-ar trebui să uităm. E limpede că Pavel a căutat imediat scopul lui Dumnezeu în împrejurările prin care trecea. De fapt, el manifestă această atitudine verticală privind lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu mai degrabă decât din perspectiva oamenilor în fiecare loc în care ajunge. Eu cred că această atitudine verticală este lucru cel mai izbitor la Pavel în ultimii lui ani de viață. Pavel mergea adesea până acolo încât se numea pe sine întemnițatul Domnului. Efeseni 3:1, 4:1, 2 Timotei 1:8, Filimon 1:9. Apostolul a adoptat complet perspectiva verticală. El nu mai recunoștea că oamenii erau cei care îl țineau prizonier. Dacă era prizonier și desigur el a fost închis pentru mărturia despre Hristos, nu pentru vreo fără de lege, era din cauză că Dumnezeu a vrut ca el să fie acolo pentru scopurile lui. Cu asemenea credință care privea în perspectivă, Pavel se afla în poziția de a profita din plin de o situație care trebuie să fi părut absurdă pe plan orizontal. Cu o mulțime de biserici locale care tânjeau după vizită din partea lui Pavel, ca să nu mai menționăm povara lui pentru răspândirea Evangheliei în zone încă neatinse ca Spania, Roman 15:34-28, apostolului trebuie să-i fi fost foarte greu să pună timp deoparte pentru a scrie. Importanța de a scrie este rareori evidentă pentru un om de acțiune sau pentru cei care au nevoie de ajutor imediat în slujirea lor. Dar Dumnezeu știe foarte bine cum poate fi folosit cuvântul scris și, desigur, acesta nu era un material scris obișnuit. Probabil că tinerile biserici din primul secol n-aveau cum să știe că sacrificiul lor, prin faptul că n-au avut parte de geniul lui Pavel prin prezența lui fizică între ei, a dus la scrierea 4 epistole minunate care au ajutat milioane de biserici de-a lungul a 20 de secole. Epistola către Filipeni n-ar fi existat probabil dacă Dumnezeu n-ar fi permis
ca Pavel să fie întemnițat la apogeul carierei sale. Dar aceasta nu-i totul. El a spus în continuare, cei mai mulți din frați, îmbărbătați de lanțurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul lui Dumnezeu. Filipeni 1:14. Exemplul lui Pavel a fost totodată o acțiune stimulatoare pentru comunitatea creștină din Roma. Niciunul dintre aceste rezultate pozitive n-ar fi existat dacă Pavel ar fi adoptat o atitudine care l-ar fi făcut să stea și să-și plângă de milă sau care ar fi văzut întregul episod doar pe un plan orizontal. Cei care privesc viața numai pe plan orizontal văd că alți oameni și evenimentele dețin controlul și nu pot să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru. Cei care privesc viața numai de pe plan orizontal văd că alți oameni și evenimentele dețin controlul și nu pot să vadă mâna lui Dumnezeu la lucru. Perspectiva orizontală este perspectiva noastră naturală fără Hristos. Chiar și după convertire, cei mai mulți dintre noi petrecem mult prea mult timp privind lumea din perspectiva orizontală. Dacă Pavel și-ar fi privit întemnițarea pe plan orizontal, ar fi văzut-o ca fiind lucrarea iudeilor anticreștini și a unui guvern roman corupt și represiv. În loc să aibă ochii deschiși la oportunitatea spirituală, el ar fi avut ochii plini de resentimente, amărăciune și tânguire pentru propria lui nenorocire. În epistola către Filipeni, noi vedem perspectiva verticală la lucru în domeniul caracterului, al învățăturii și al dialogului. Pavel înainte și după întâlnirea cu Hristos. În Cartea Faptele Apostolilor ni se prezintă un crâmpei din ceea ce era Pavel înainte ca el să-l cunoască pe Hristos și faptul acesta devine important pentru comparație. Pavel apare pentru prima dată când Ștefan i-a uimit pe bărbații din Sinagoga Izbăviților. Aceasta era probabil sinagoga pe care o frecventa Pavel. Când cei din conciliu l-au târât afară pe Ștefan ca să fie omorât cu pietre, ei și-au pus hainele la picioarele unui om numit Saul, care mai târziu și-a schimbat numele în Pavel, Faptele Apostolilor 7. Luca a consemnat că apoi, după moartea lui Ștefan, Pavel a inițiat o persecuție înverșunată împotriva creștinilor, Faptele Apostolilor 8. Mai târziu, Pavel a recunoscut că această persecuție urmărea nu numai arestarea creștinilor, ci și uciderea lor, Fapte 22:4. Ce fel de om comite asemenea atrocități? Evident, Pavel era un adept fanatic, însă nu unul solitar sau interiorizat. El era un conducător de cruciade, un om cu o putere excepțională. În Galateni 1:14 el se descrie pe sine ca întrecându-i pe contemporanii săi în ce privește iudaismul. În epistola către Filipeni el merge mai departe spunând, dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult, eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la dreptatea pe care o dă legea, fără prihană, Filipeni 3:4-6. Iată un om riguros și puternic, instruit, disciplinat și aprig. După ce crește sub mâna lui Dumnezeu, vedem noi trăsături în caracterul său. Cât de pozitiv, de încurajator și de instructiv ni se revelează el pe paginile epistolei către Filipeni. Preocuparea lui pentru sentimentele lui Epafrodit și ale filipenilor reiese minunat de limpede în Filipeni 2:25-30. Salutul lui adresat filipenilor are un ton pozitiv și cald, căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos, 1:8. El îi numește prea iubiților, 2:12. Pe lângă acestea, folosind și alte cuvinte pline de dragoste, Pavel a devenit capabil de o compasiune reală și de o dragoste plină de grijă. Ce e de așteptat și ce nu e de așteptat? Acestea sunt trăsături la care ne-am putea aștepta. Trăind o viață de creștin, timp de aproape 30 de ani, Pavel a devenit o persoană plăcută. Era atent și capabil să dea hrană spirituală.
Aspectul acesta al unui caracter creștin matur este universal recunoscut și înțeles. Dacă privim un tablou care îl reprezintă pe Iisus purtând un miel în brațe, ni se sugerează tocmai acest aspect blând și plin de grijă al caracterului cristic. Cel care ne-a învățat să întoarcem și celălalt obraz și căruia i-a păsat de copii, trebuie să-i conducă pe ucenicii lui la o viață de grijă profundă pentru semeni. Dar în caracterul lui Pavel intervine și neașteptatul, chiar și în această fază târzie a vieții lui. Să vedem limbajul folosit în 3:2. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrâjilații aceia. E posibil ca apostolul să-i numească pe niște semeni ai lui, ființe umane ca el, câini? Oare ne înșelăm noi, având impresia că el îi etichetează pe oameni drept lucrători răi? Cum poate cineva, mai ales un apostol creștin, să-și justifice etichetarea oamenilor cu asemenea nume? Aici pare că avem de-a face mai mult cu Pavel care ucidea oameni înainte de a-L cunoaște pe Hristos. Însă aceia dintre noi care credem că Scriptura este inspirată divin, cu greu putem să punem la îndoială că a fost etic ca Pavel să vorbească în felul acesta. Adevărul este că Dumnezeu n-a îndepărtat duritatea lui Pavel în procesul creșterii spirituale. Pavel era încă agresiv și dur când trebuia să fie, chiar și după 10 ani de credință. Există aici o lecție pentru noi. Când Dumnezeu transformă viața credincioșilor, El nu îndepărtează caracteristicile de bază ale personalității omului, dar El sfințește acele caracteristici, ajutându-ne să ne stăpânim trăsăturile de personalitate discutabile pe care le avem, dându-ne în același timp trăsături noi, complementare. Nu toți creștinii vor deveni agresivi ca Pavel. Acest om a fost atât de tenace încât a putut îndura o listă întreagă de persecuții care, conform textului din 2 Corinteni 11, pare plămădeala unui coșmar. Filipenii înșiși au fost martorii flagelării lui publice în piața cetății lor, ca apoi în aceeași seară să-l vadă lăudându-l pe Dumnezeu și cântând în închisoare. Faptele Apostolilor 16. Acesta nu era un om obișnuit. Ofensa lui Pavel de aici, îndreptată împotriva celor care încercau să impună legea asupra credincioșilor creștini, așa numiții iudaizatori, este fenomenală. Ceva mai înainte, el sugerase chiar că, deoarece tot își au cuțitele la îndemână și ascuțite, ar trebui să ducă zelul lor pentru circumcizie la concluzia lui logică și să se mutileze pe ei înșiși. Galateni 5:12. Există aici o notă clară de umor trivial, dar și o ofensă. Din nou în acest pasaj din Filipeni, el a spus că vrăjmașii lui aveau o falsă tăiere împrejur, catatome, iar despre sine și despre ceilalți credincioși autentici a spus că sunt cei cu adevărat tăiați împrejur, peritome. Aici traducătorii versiunii Biblia Standard Nouă americană, spre deosebire de traducătorii versiunii Nouă internațională, devin dintr-o dată prea delicați pentru a traduce franc un comentariu mai degrabă profan și plin de umor. Pavel a făcut aici un joc de cuvinte pornind de la cuvântul circumcizie, peri a tăia împrejur, numindu-i pe adversarii lui cei care taie, cata, retează sau taie în bucăți. Acesta este un comentariu pătimaș și chiar nostim, care ar fi putut să-l coste o vizită la comitetul de prezbiteri într-una din bisericile noastre de astăzi. Oricine amenința bunăstarea oamenilor în lucrarea lui Pavel se putea aștepta la luptă. Iată pe cineva care nu se temea să spună lucrurilor pe nume. Chiar și creștinii din Roma care predicau din motivații greșite au fost denunțați în mod cinstit în capitolul 1, versetele 15 și 17. Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, nu cu gând curat, ci ca să mai adaugi un necaz la lanțurile mele. Cred că ar fi înviorător să ai de-a face cu un om ca Pavel, care era direct, onest și franc în exprimarea opiniilor lui, chiar dacă nu la așa ceva ne așteptăm noi de la conducătorii noștri creștini de astăzi. Într-un cuvânt, deși Pavel a fost o persoană plină de grijă și compasiune, el nu era un fricos.
Ceea ce vedem în transformarea din caracterul apostolului Pavel este că Dumnezeu a păstrat nervul și forța ce l-au caracterizat pe Pavel ca necreștin, la care a adăugat compasiunea și capacitatea de a purta de grijă. Pavel era încă dur, chiar dacă știa cum să fie îngăduitor cu cei slabi. Astăzi o astfel de combinație nu este întotdeauna înțeleasă. Astăzi ne așteptăm, din partea unui copil al lui Dumnezeu, bărbat sau femeie, să fie un prieten îngăduitor care suportă orice. Ceea ce vedem în transformarea din caracterul apostolului Pavel este că Dumnezeu a păstrat nervul și forța ce l-au caracterizat pe Pavel ca necreștin, la care a adăugat compasiunea și capacitatea de a purta de grijă. Ray Steadman i-a spus odată vecinului său necreștin că se duce la o conferință a pastorilor. Vecinul a zâmbit cu gura până la urechi și a comentat că, după părerea lui, a participa la o conferință a pastorilor ar fi ca și cum ai ședea într-un cerc de eunuci. Ai sentimentul că lipsește ceva. Steadman nu a găsit amuzantă gluma aceasta, însă eu da. Din nefericire, imaginea unui lider creștin în societatea noastră a devenit aceea a unui om moale, care probabil că n-a fost capabil să se descurce în alte domenii de activitate. Unii dintre noi ne-am îndepărtat mult de adevăr în concepția noastră despre cum arată maturitatea spirituală. Un creștin matur cu simțul umorului. Mă bucur atât de mult că în ultimii ani ai vieții sale Pavel nu și-a pierdut simțul umorului. În Tit, o carte scrisă încă și mai târziu în viața lui, el i-a atacat din nou pe învățătorii falși, spunând: în adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Tit 1:10-11. Aceasta nu e o analiză tocmai blândă, ar putea fi considerată chiar etichetare negativă. Astăzi l-am trimite pe Pavel la un curs de corectitudine politică. Se pare că Pavel credea că cei ce sunt capabili să distrugă sănătatea spirituală a tinerilor creștini nu merită un tratament blând. Dar el nu se oprește aici. În versetul 12 el citează un dramaturg cretan. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Acest citat este surprinzător, dar apoi el spune ceva încă și mai surprinzător. Mărturia aceasta este adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință. Versetul 13. Cum a putut Pavel să spună că această mărturie nemiloasă despre cretani, că ei sunt întotdeauna mincinoși, fiare rele, pântece leneșe, este adevărată? Ea este în mod evident o exagerare generalizatoare și oarecum lipsită de respect. Răspunsul este că Pavel avea simțul umorului. Probabil că Dumnezeu dorește ca unii dintre noi să ne schimbăm părerea cu privire la ce vrea El să devenim. S-ar putea ca idealul său pentru viața noastră să nu fie atât de rigid și detașat de această lume cum credem noi. Pavel avea deci simțul umorului. Mă întreb dacă el a premeditat contradicția în termeni atunci când a afirmat că un cretan, adică dramaturgul, spunea adevărul atunci când declara că cretanii sunt întotdeauna mincinoși. Dacă nu ne apare un zâmbet pe față când citim acest pasaj, probabil că ar trebui să ne relaxăm puțin. Pavel trebuie să fi fost o persoană plină de viață. Și dacă a fost plin de viață, fără îndoială că persoana lui era atrăgătoare pentru necreștini, o persoană puternică, neînfricată și hotărâtă, dar în același timp prietenoasă și hazlie, va fi ideală pentru a le duce oamenilor pierduți Evanghelia dragostei lui Hristos. Perspectiva verticală, dependența de rugăciune. Pavel manifestă o dependență extraordinară de rugăciune în ultima parte a vieții sale. În Filipeni 1:3-4 el spune: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie.
De asemenea, el făcea rugăciuni de mijlocire conform versetului 9 și 10. Dar e interesant că și atunci când se îngrijea de nevoile filipenilor prin rugăciuni de mijlocire, mulțumirea și bucuria erau întotdeauna prezente. Am observat mai devreme când am studiat rugăciunea că semnul distinctiv al rugăciunii, înălțate din perspectiva harului sau perspectiva verticală, este mulțumirea. Pavel este un exemplu de persoană care se roagă pentru problemele altora, ținând seama de puterea lui Dumnezeu. Există numeroase dovezi că în Filipii existau conflicte și dezbinări, însă Pavel nu este înfrânt știind acest lucru. Un om ca Pavel putea să înfrunte realist problemele, rămânând în același timp conștient de mâna puternică a lui Dumnezeu. Rezultatul este mulțumirea. Desigur, el le-a recomandat acest punct de vedere și filipenilor, în binecunoscutul pasaj din capitolul 4, versetele 7-8, pe care l-am studiat deja. Epistola către filipeni a fost numită Epistola Bucuriei, datorită faptului că Pavel se referă la bucurie atât de des, în ciuda situației cumplite a apostolului și a problemelor din Filipii. Perspectiva verticală, starea de mulțumire. O altă manifestare a perspectivei verticale a lui Pavel și a influenței pe care a avut-o ea asupra vieții lui este atitudinea lui extraordinară de mulțumire. Într-un pasaj pe care eu îl consider unul din cele mai importante din carte, el spune: m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flământ, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. 4:11-13. Nu este acesta un lucru extraordinar? Imaginați-vă că am avea capacitatea de a fi mulțumiți în orice împrejurare. Aceasta înseamnă nimic mai puțin decât victorie deplină asupra împrejurărilor prin care trecem. Dar a pretinde doar că ești mulțumit nu ne aduce în această stare binecuvântată. Numai o încredere adânc înrădăcinată în Dumnezeu, bazată pe ani întregi de umblare cu El, la cel mai profund nivel, duce la o perspectivă care să fie întotdeauna mai mult sau mai puțin una a mulțumirii. Mulțumirea pe care a descris-o Pavel nu seamănă cu pasivitatea misticismului oriental, care încearcă să pună capăt oricărei lupte împotriva răului sau a presupusei dureri. Dimpotrivă, Pavel a spus că se aruncă înainte spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. 3:14. Mulțumirea pe care o simțea Pavel nu era o renunțare în care te complaci. Nu era sentimentul că nu mai există nimic pentru care să lupți. Era acel gen de mulțumire care provine dintr-o încredere fermă în dragostea și puterea lui Dumnezeu. Era înțelegerea sigură că toate fazele vieții sunt o etapă a procesului instruirii și formării de către El a caracterului nostru. Acesta este punctul de vedere pe care l-am discutat în studiul nostru despre disciplinarea de către Duhul Sfânt. Perspectiva verticală, sistemul de valori. După cum își discută Pavel însuși, viața și perspectiva sistemului de valori a fost complet refăcut. Pavel fusese un fariseu educat la Ierusalim de Gamaliel, rabinul de frunte al vremii lui. Aceasta în ciuda faptului că el era din Tars, situat în afara granițelor Palestinei, arată că familia lui era influentă. De asemenea, a fost născut cetățean roman. Toate aceste fapte sugerează că Pavel provenea dintr-o familie înstărită. Se pare că era fie membru, fie se pregătea să devină membru în Sanhedrin, care era cea mai înaltă funcție politică accesibilă evreilor în acel timp. Educația lui era cea mai bună educație ce se putea primi în cultura vremii lui. Ca rabin fariseu în Ierusalim, cu bani și putere politică, și fiind cetățean roman pe deasupra, Pavel se afla în vârful piramidei sociale. Avea totul. După ce descrie multe dintre aceste avantaje ale vieții lui anterioare, el spune în 3:7-8. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus,
domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Așa cum persoana din exemplul nostru era obsedată de colecționarea de furculițe, Pavel pur și simplu nu mai putea să dea importanță valorilor de prestigiu din vremea lui. El fusese transformat mental prin înnoirea minții lui, nu conformat sistemului lumii. Cineva cu o perspectivă verticală ca Pavel nu poate continua să susțină un sistem orizontal de valori. În ceea ce este probabil ultima epistolă pe care a scris-o Pavel, el a recunoscut față de prietenul său intim, Timotei, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. 2 Timotei 4,6. De data aceasta, spre deosebire de vremea când a scris epistola către Filipeni, Pavel era sigur că a ajuns la sfârșitul vieții lui pământești. Privind înapoi, el a putut să arate cum a funcționat sistemul lui de valori. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. 2 Timotei 4,7 și 8. Cineva cu o perspectivă verticală ca Pavel nu poate continua să susțină un sistem orizontal de valori. Pentru oricine care crede cu adevărat în viața de apoi, un sistem de valori bazat pe lucrurile temporale este o nebunie curată. Perspectiva verticală, disponibilitatea de a suferi. În loc să mai caute ca altădată prestigiul, Pavel simțea acum disponibilitatea de a suferi de dragul transformării spirituale. El a exprimat lucrul acesta atunci când și-a comunicat dorința să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți, Filipeni 3:10-11. Pavel nu era îngrijorat că nu va reuși să ajungă în cer dacă nu suferă destul. Când a vorbit despre dorința de a se face asemenea cu moartea lui și de a ajunge la învierea din morți, el s-a referit la dorința lui de a vedea că condiția lui reflectă poziția lui. Așa cum am văzut mai înainte, în viața creștinilor este necesară atât o acțiune de zidire, cât și una de zdrobire. Când Pavel a spus că vrea să ajungă la învierea din morți, el s-a referit la viața aceasta, nu la cea viitoare. Faptul acesta trebuie să fie evident din versetul 12. Nu că am și câștigat premiul. Dacă învierea din morți s-ar referi la ajungerea în cer, această afirmație ar fi ridicolă. Este evident că n-ar fi putut ajunge în cer deoarece era încă în viață. Nu, el se referă la aceeași transformare la care s-a referit și în pasaje ca 2 Corinteni 4:11, unde spune despre noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Isus, pentru ca și viața lui Isus să se arate în trupul nostru muritor. În epistola către Filipeni, Pavel a demonstrat încă o dată disponibilitatea lui de a îndura suferința, dacă aceasta însemna că poate să manifeste cu adevărat viața lui Isus pentru alții. Perspectiva verticală, zelul pentru răspândirea Evangheliei. Pavel nu și-a pierdut niciodată zelul pentru răspândirea Evangheliei, cum se întâmplă cu atâția creștini mai în vârstă. Am văzut deja în Filipeni 1 că el mărturisea în permanență soldaților care îl păzeau. Desigur, Pavel a fost un evanghelist talentat, însă preocuparea lui pentru evanghelizare nu s-a dezvoltat din acest talent al lui. Ea s-a dezvoltat direct din perspectiva lui verticală și din sistemul lui de valori orientat spre eternitate. Datorită faptului că relația lui cu Dumnezeu devenise atât de reală pentru el, certitudinea cu privire la viața de dincolo era de nezguduit. Aceasta a condus în mod inevitabil la o povară adânc înrădăcinată în el pentru cei pierduți. Într-o altă epistolă scrisă în aceeași perioadă, Pavel îi îndemna pe coloseni să se dedice rugăciunii. Rugați-vă totodată și pentru noi ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care, iată, mă găsesc în lanțuri.
Ca să o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară, răscumpărați vremea, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:3-6. Să nu uităm că această afirmație a fost făcută în timp ce apostolul se afla în închisoare. Se pare că Pavel n-a putut înceta niciodată să se gândească la cei pierduți. Indiferent dacă aceasta se datora noii lui spiritualități care i-a dat capacitatea de a-i păsa de alții, sau dacă se datora sistemului său de valori bazat pe perspectiva eternă, totul a dus la aceeași concluzie pentru Pavel. Viața lui și viața celorlalți creștini trebuie cheltuită în sarcina evanghelizării. Teologii reformați cred că Pavel a susținut alegerea necondiționată. Însă chiar și cei mai aprigi, calviniști, știu că dacă Dumnezeu a destinat scopurile, El a destinat și mijloacele pentru atingerea acestor scopuri. Un lucru e clar, nimic din teologia lui Pavel nu i-a permis să fie nepăsător față de oceanul de oameni pierduți din jurul lui. Dacă trebuie să limităm pe Pavel, atunci viețile noastre trebuie să reflecte această povară permanentă pentru cei pierduți. Acest prieten al lui Dumnezeu era și prietenul celor pierduți. Altă trăsătură. Descrierea persoanei și a caracterului lui Pavel așa cum reiese din Filipeni și din alte cărți scrise aproape de sfârșitul vieții lui este stimulatoare și atractivă. Toți creștinii care tânjesc să se apropie de Dumnezeu trebuie să se uite la viața lui Pavel cu invidie și, probabil, cu disperare. Însă ar fi o mare greșeală să omitem una din cele mai importante note autobiografice din această carte. În capitolul 3, versetele 12 la 14, el spune: nu că am și câștigat premiul, adică asemănarea cu moartea lui Hristos și învierea din morți, sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. După aproape 3 decenii de cea mai intensă creștere și instruire spirituală, inclusiv vizite personale din partea lui Hristos și cel puțin o călătorie în cer, 2 Corinteni 12:3-4, Pavel încă nu putea să spună că el este desăvârșit. Progresul său a fost impresionant, însă el era încă profund conștient de propria lui slăbiciune. Este un semn al creșterii în har când devenim din ce în ce mai conștienți de nevrednicia, de păcatul și de eșecul nostru, învățând însă în același timp să ne încredem în Dumnezeu tot mai deplin. Evident, e posibil să fim conștienți de păcatul și de eșecul nostru, fără să ne concentrăm asupra lor. Ce avem de făcut? De ce să nu facem și noi ce a făcut Pavel? În primul rând, el spune că uită ce se află în urmă. Aceasta înseamnă că atât în sens pozitiv cât și în sens negativ, că trecutul ne poate trage înapoi, din cauza că noi ne bazăm identitatea pe el. Mulți creștini suferă înfrângeri, deoarece compară în permanență experiențele lor curente cu anumite perioade de aur, în ghilimele, din trecut, când se pare că erau aproape de Dumnezeu. Comparativ cu vremurile acelea, totul este prin contrast palid. Însă Pavel spune că el uită ce se află în urmă. Bucuriile și victoriile pe care le-am trăit odată au fost pentru vremea aceea. Ele nu sunt pentru astăzi. Acum Dumnezeu are o altă cale pentru noi și trebuie să ne străduim să găsim această cale și să umblăm pe ea, nu să încercăm să retrăim ceva ce acum este de domeniul trecutului. La fel stau lucrurile și cu experiențele negative. Unii creștini nu pot să se elibereze de păcatele pe care le-au comis în trecut. Am consiliat femei care nu-și pot lua privirea de la vremea când și-au provocat un avort. Unii bărbați nu se pot ierta pentru că au comis adulter. Acuzându-i, cel rău îi poate ține înfrânți ani de zile din cauza acestui păcat. Dar există și unii care nu pot să nu se gândească mereu la faptul că au fost nedreptățiți de alții.
Trădările și relele din trecut ne pot împiedica să avem acele experiențe pe care le dorește Dumnezeu pentru noi, dacă nu putem să uităm ce este în urmă. Dacă Pavel ar fi scris lucrul acesta astăzi, el ar fi fost probabil învinuit că pledează pentru negare, dar aceasta nu-i negare. Pavel știa ce a făcut. El știa că a omorât creștini, știa că a fost un om înstărit și puternic. El a ales pur și simplu să trimită aceste lucruri acolo unde le este locul, în trecut. Ele nu mai puteau nici să-l ajute, nici să-l împiedice acum, când era o nouă făptură în Hristos. În loc să se concentreze asupra trecutului, el spune că se aruncă spre ce este înainte. Ce înseamnă aceasta? Aceasta este perspectiva verticală. Pavel se uită la identitatea lui în Hristos și la Hristos însuși. Pavel ne cheamă, fără înconjur, să urmăm aceeași cale pe care a urmat-o el. În Filipeni 3, cu 15-16, el spune: gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți, adică maturi. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință, dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Ce siguranță minunată și ce har există în acest îndemn! Pavel ne cheamă să adoptăm o atitudine corespunzătoare nivelului pe care l-am atins deja. Dumnezeu nu ne cere să facem ceva ce nu putem face. Pe de altă parte, dacă refuzăm cu încăpățânare să-L urmăm pe Dumnezeu, continuând să adoptăm atitudini negative, avem una din cele mai prețioase promisiuni din Noul Testament aici. Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Chiar și oameni ca mine, care sunt uneori neascultători, au aici asigurarea că Dumnezeu nu ne va abandona. El ne va face cunoscut atitudinea noastră problematică, apoi vom avea prilejul să ne pocăim din inimă și să-L urmăm din nou. Ceea ce spune Pavel este valabil și pentru noi, cei de astăzi. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la pilda pe care o aveți în noi. Filipeni 3, cu 17. Apendice. Modul indicativ și modul imperativ. Termenii indicativ și imperativ se referă la două moduri verbale diferite folosite în mod frecvent de autorii Noului Testament în învățătura lor despre sfințire. Ce este un mod verbal? Modul unui verb definește relația acțiunii verbului cu realitatea. Mai jos este dată o listă cu modurile verbale folosite în Noul Testament și ceea ce semnifică ele în general. Indicativul este modul certitudinii, al realității. Conjunctivul este modul probabilității. Optativul este modul posibilității și imperativul este modul poruncii, al comenzii. Noul Testament folosește propozițiile cu un verb la modul indicativ atunci când discută ce a făcut, ce face și ce va face Dumnezeu. Propozițiile ce conțin un verb la imperativ sunt folosite când ni se spune ce trebuie să facem. Este important să înțelegem nu numai că ambele moduri sunt prezente în Biblie, ci și că există o relație specială între ele în domeniul sfințirii. Mai exact, ceea ce Dumnezeu ne poruncește să facem, adică modul imperativ, se bazează pe ceea ce El a făcut, face și va face, adică modul indicativ. Prin acest tipar consecvent, Dumnezeu declară că sfințirea depinde de El, dar ea implică voința și cooperarea umană. Exemple: Romani 6:1-19 și 8:1-13 sunt două din cele mai bune exemple ale acestei realități, însă le-am comentat deja. Iată alte câteva exemple. În aceste pasaje, propozițiile care conțin îndemnuri și porunci sunt scrise cu litere îngroșate, iar propozițiile cu un verb indicativ sunt scrise cu caractere aldine. Filipeni 2:12-13. Imperativul: duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Indicativul: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. În acest exemplu vedem că porunca de a duce până la capăt mântuirea noastră este bazată pe faptul că Dumnezeu lucrează în noi. Folosirea cuvântului căci indică dependența sau cauzalitatea.
Coloseni 3, 1 la 17. Indicativul, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, imperativul, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Indicativul, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Imperativul, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Indicativul, din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Imperativul, dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții. Imperativul, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobot, ci Hristos este totul și în toți. Imperativul. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Indicativul. Cum v-a iertat Hristos, imperativul, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, indicativul, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, imperativul, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Din nou, uitându-ne la raporturile dintre propoziții, la cuvintele de legătură precum dacă, căci, ca și, întrucât, vom observa că propozițiile care cuprind porunci și îndemnuri sunt dependente de propozițiile cu predicatul la modul indicativ. Dacă analizăm desfășurarea gândirii în acest pasaj, ne dăm seama că Pavel se străduiește să amintească mereu cititorilor săi care este baza fiecărei învățături etice. Evrei 10, 19 la 25. Astfel dar, fraților, indicativul, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, imperativul, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. În acest pasaj, numai puțin de 5 propoziții care exprimă îndemnuri sunt legate de 2 propoziții cu predicatul la indicativ care se referă la 2 realități minunate: încrederea noastră de a intra în locul preasfânt, pe calea cea nouă și marele nostru preot. Observați conjuncția fiindcă de dinainte ambelor afirmații la indicativ, care indică faptul că ele asigură baza pentru îndemnurile care urmează. Efeseni 4:32. Imperativ, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, indicativ, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Datorită faptului că Dumnezeu ne-a iertat pe noi, trebuie să iertăm și noi pe alții. Să comparăm textul acesta cu Matei 6:14-15,
unde iertarea lui Dumnezeu este condiționată de iertarea pe care o acordăm noi altora. Formularea din Matei este tipică predicii de pe munte, care ne învață adevărata natura legii. Acolo imperativul este condiția pentru iertarea lui Dumnezeu, nu un răspuns la ea. O relație dinamică. Noul Testament ne învață că, deși imperativele se bazează pe indicative, în multe cazuri, experiența conținută în propozițiile indicative este dependentă de disponibilitatea noastră de a răspunde prin credință la porunci. Cu alte cuvinte, dacă eu nu acționez prin credință, bazat pe ceea ce Dumnezeu a poruncit, s-ar putea să nu am experiența realității poziției mele în Hristos. Desigur, poziția nu-i mai puțin reală, dar s-ar putea ca eu să n-o trăiesc așa cum vrea Dumnezeu. Aceasta corectează o concepție greșită răspândită printre creștini, și anume că, chiar și după ce am înțeles promisiunile lui Dumnezeu, trebuie să așteptăm până când simțim sau experimentăm puterea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu, etc., și abia apoi să acționăm pe baza ceea ce El ne spune să facem. Dimpotrivă, trebuie să acționăm cunoscând indicativele înainte ca noi să percepem sau să experimentăm realmente adevărul. Astfel, porunca biblică nu este învață, experimentează, acționează, ci mai degrabă învață, acționează, experimentează. Aceasta corectează de asemenea poziția eronată conform căreia răspunsul omului nu este important în sfințire. Desigur, și experiența noastră este importantă, mai ales când înțelegem care este rolul și locul ei. Exemple. Relația aceasta mai poate fi analizată și în următoarele pasaje. Ioan 13 cu 17, Romani 6 cu 15, 8 cu 4 la 13, 12 cu 1, Galateni 5 cu 16 la 23, Iacov 1, 21 la 24, 1 Petru 2 cu 2 și de la 9 la 12, 1 Petru 3 cu 7, 2 Petru 1 cu 3 la 9, 1 Ioan 3 cu 14, de la 18 la 19 și 4 cu 19.